primul știi? Stage 1 l-am făcut la... Mai punem un motor. Avem deja rețeta. 650 de cai. Motor, cutie, tracțiune, pac. Zic, hai să o multiplicăm. Să o punem și pe spate. Asta e o nomenclatură. TSI-ul este cu distribuție pe lanț. TSI-ul cu distribuție pe lanț. TFSI-ul cu distribuție pe curea. Personal aș prefera pe cele pe curea. Amândouă au o inerție, da? Okay. Și îți produce, să spunem așa, îți păstrează flow-ul pe care îl are, pe care l-au turbinele, la, la noua turație la care tu ai scăzut. Chiar și dacă pleacă de acolo, cum adică? De unde ai rămas, mai sus mergem. Da, da, exact. Știi? Adică 273 viteză de ieșire. Pe 400 de metri. Pe 400 de metri, da. 273 este un pic de viteză. E un pic, da. În lup. 27, 100, 200. Mam. Partea de publicitate care, din punctul meu de vedere, vă ajută, nu este doar reclamă. Vă spunem că la OMV, în perioada 1 martie, 30 aprilie, dacă plătiți cu un card Mastercard și faceți cumpărături mai mari de 100 de lei și scanați și aplicația MyStation, aveți șansa să câștigați unul dintre cele 10.000 de premii în valoare de 100 de lei carburant în aplicația MyStation. Și venim și noi, plusăm de la Stax și spunem așa, cel care pune cea mai bună întrebare aici în comentarii pe YouTube, care n-a fost pusă în podcast, deci trebuie să vezi tot podcastul, să-l urmărești și să pui o întrebare, noi o vom premia cu un cod care îți aduce 200 de lei de combustibil în aplicația MyStation. Pac, la o săptămână de la apariția podcastului, intrăm pe comentarii, vedem cea mai bună întrebare pentru DOP și o premiem cu 200 de lei carburant. Benzină sau motorină, ce vreți voi. Avem un nou material podcast, l-ați văzut pe pagina de Instagram sau contul de Instagram pe Silviu Ghiță. Majoritatea oamenilor care urmăresc Stax TV îl cunosc și îl știu de la drag racing și curse și modificat mașini, dar o să vorbim un pic în deschiderea podcastului și despre cum s-a apucat el de treaba asta cu modificat mașini și curse. Pentru cei care intră pe canal acum, prima oară, și nu-l știu pe Silviu Arogantu. Că Arogantul este doi aroganți aici de față, nu știu cum ne înțelegem, e foarte greu. Întrebări? Nu, știu eu din lumea asta. Cine mă ăla e? Ăla e un arogant, ăla nu vorbește, nu face șmecher. În sfârșit, repet, n-are am venit să vorbim. Da, ai venit să vorbim. Oamenii ne-au pus și întrebări. La sfârșitul materialului o să spun și întrebările oamenilor. Mai selectez, că sunt foarte multe și multe tehnice, așa cum ești tu, un tip foarte tehnic și calculat. Așa mi se pare, așa te percep eu. Deci, zi-ne cum te-ai apucat de motorsport, să zicem. Că de motorsport. De motorsport te-ai apucat. Stai seama că la un moment dat, tot când eram copii mici, da? Da? Luam mașinuțe. Ai avut și tu covor de la în sufragerie cu linii pe el? Nu. Și făceai curse? Adică era un covor cu niște linii, dar nu era de la cu mașinuțe, știi? Da, dar okay. Eu am pus mașinuțele și făceam curse cu el. Da. Okay. De acolo a început treaba cu pasiunea pentru mașini. Okay. Deci de când eram mic, mi-au luat toate mașinile. Asta, bă, 18 ani. E normal la băieți, ca să zic așa, da, cumva, da, știi? Da. 18, 19, 20 de ani, mi-am luat prima mașină. A fost o Octavia 2, 20 TDI. Okay. Care am ținut-o 10 luni. Ok. 0 km, 10 luni. Dată și mi-am luat Octavia 2RS. Ok. 2.0 TFSI. El a fost primul, da. Da. Și eram în 2007-2008. Ok. Da. Bineînțeles că a stat stoc mașina, cred că 3.000 de km, 4.000. A ajuns imediat la un stage 1. Da. Făcut de tine? Nu. Unde l-ai făcut? Primul stage 1 l-am făcut la Rabanne. Oh my la god. Oh la my god. La da, okay. Băi, la momentul respectiv astea erau posibilitățile. Da. După ce am trecut de Rabanne, am început să colaborez cu niște americani de la APR Tuning. Ok. Da, care erau specializați pe soluții TFSI, de tuning pe gama Volkswagen. Da. După până în 2011, da, am început să merg la partea asta de drag racing. Ok. 2010 participam. Era pe aeroport, oare? Pe la Ianca. Ok. Deci 2010 a fost pe la Ianca o etapă. Am mers la ea, am luat pulsul. 250 de cai, mergea 13.5, 13.7, da. Golită mașina sau stoc? Stoc. Cu banchete, cu tot? Nu aveam zero cultură. Mă duceam și cu frigiderul de sucuri și mă dădeam la drag. Okay. Aveam un frigider de cola, bag,
Atât s-a putut, 2010. Asta era know-how. Da. 2011 am zis, bă, hai să facem o modificare. Modificarea a ajuns 650 de cai. Așa a fost. Atâta era turbina, frate. Da, am pus un GT3582. Ok. Când am comandat turbina, vorbeam cu americanii, bă, e cam mare pentru motorul ăsta, n-a pus nimeni 3582 pe 20 TFSI, te-a pus acum. Zic, da, mă, băieți, asta facem, hai să vedem ce este. Și 2011 au fost 11 etape de drag racing. Multe. Băi, 11. Multe. Inclusiv vreo 3 etape europene, cât e Central European Drag Ship și așa mai departe. Am participat la toate. Mă, la toate. Deci eram... Ok. Două săptămâni etapă, pregătim mașina, schimbăm ulei și strângem galeria de evacuare să mai desfac ceva. Și a mers 11.42 cu tracțiune față. Ok. Când am început sezonul 2011, la prima etapă a mers 12.6 mașina, cu 650 de cai. Și discuțiile erau 11.9, nicio șansă. N-ai șansă. Oricum era cea mai rapidă tracțiune față din România în momentul respectiv. Ok. 2011. Da, domne, nicio șansă pentru sub 12. Mai trec. Și atunci am zis, bă, trebuie să mai studiem un pic treaba. Hai să vedem. Inerție. Pentru cine nu știe, am terminat și facultatea de fizică. Ok. Da. Nu educație fizică. Ok. Și am zis, bă, masă mare de repaus, trebuie să o mișcăm, trebuie să fie mai ușor. Trebuie să fie mai ușor, e clar. Există aici, iar, niște mituri, da? Cum că o mașină mai grea, care avea nevoie de greutate, ca să poți să pleci mai tare de pe loc. Are apăsare, cum ar veni. Nu. Ok. Nu. De fapt. Bine, dacă ești tracțiune spate și ai foarte puține kilograme pe puntea spate, acolo poate te ajută câteva kilograme. Dar, de exemplu, la o mașină, cu mașina cu cât este mai ușoară, da? Cu atât poți să o pui mai ușor în mișcare. Este, okay. Este o fizică foarte simplă în spatele... Da. Plecării la okay. Curse. Bun. Și am ușurat mașina. Asta a fost primul pas. Și am făcut 11.4. 11.4 și am bătut tot de la prima etapă la ultima, campion național. Mă rog, nu era sub egida Fras la momentul respectiv. Da. Ne-am întâlnit noi la finalul anului, am făcut o premieră frumoasă, ne-am distrat. Și am zis, bă, hai să dăm, care e următorul pas acum? 650 de cai, nu poți, trebuie să mai crești un pic în putere. Ce să facem? Care să fie next level? O facem 4x4, că patinam foarte rău. Dacă facem 4x4, ce opțiuni de transmisie avem? Ce opțiuni de cardane, de grupuri diferențiale, ambreiaje, cutii și așa mai departe? Mai vrem și niște putere, o să le fărâmăm, o să le rupem, mașina e grea. Erau multe okay. necunoscute în ecuație și am zis, bă, mai punem motor. Ok. Mai punem motor. Avem deja rețeta, 650 de cai, motor, cutie, tracțiune, pac. Zic, hai să o multiplicăm, să o punem și pe spate. Și asta am făcut. 2012 am început să lucrez la Octavia Bimoto. Tu aveai servisul, garajul, cum ar veni, sau făceai acasă la tine lucrurile astea? O făceam, da. Cu prieteni? Cu prieteni, da. Okay. Exact. Deci a pornit ca o pasiune. Super tare. Deci la momentul respectiv nu era un business, okay. partea asta de Dob Motorsport. Okay. Nu. Era strict o pasiune pe persoană exact. Fizică. Care da, este. Da, okay. da, buget de acasă. De acasă. Ok. Exact. Zis, bă, hai să mai punem un motor. 2013. Am muncit vreo 2 ani. Am muncit vreo 2 ani. 2013 ne-am apucat de prima etapă. Am mers să participăm la prima etapă. 10-4 sau 10-6. 10-6. 10-8 a fost primul ran al mașinii. Primul ran al mașinii, 10-8 cu două motoare. Atenție, două cutii de viteze sincronizate la același schimbător. Să schimbe la final. Da, băgaia întâia la cutia din față, intra întâia și la cutia din spate. Dădeai doiul simultan. Nu a fost simplu, dar da, au mers sincronizate. Ambreiajele la fel, apăsai pedala, debraiai două ambreiaje, cuplai okay. două ambreiaje, accelerație la fel. Mă rog, nu e simplu, dar... Nici rocket science, să zicem. Exact, okay. da. Puțin atenție la detalii și am mers. După care am mai mers încă un an în configurația asta și bestul mașinii a fost de 10.0. Ok. Cu câți cai? Oare? Mai știi? 1200 de cai. Fai de cap. 1200 de cai. Mergea 3.9, 100-200. În mers,
în mers era foarte tare, puternică. Da. Da. Problema la mine era plecarea, legatul treptelor 1 cu 2, film manual, o descărcai între trepte, dacă n-apucai. Petreceam mai mult timp pe schimbările de treaptă decât în accelerație efectivă. Pe fiecare treaptă. Exact, da. Adică, înțelegi? Deci, da. Oricât de repede încercai să schimbi, ia următoarea treaptă dura mai puțin decât a schimbat. Bun. 10-0 și am zis, bă, hai să vedem. Care e next step? Next step, am zis, bă, următorul pas este păstrăm TFS-urile astea. Le punem cutii de SG și ușurăm mașina. Dar ce să mai ușurez la Octavia 2, așa că o să facem un șasiu tublar de la zero. Ok. Și asta a fost următorul pas. Am construit un șasiu tubular după toate cărțile posibile pe care le-am putut citi legate de construcția șasiurilor. Ai pierdut timpul să citești cărți, cum ai venit. O carte citită e un grătar pierdut. Așa. Da. Bun. Și deci am construit șasiul, am pus motoare. 2.0 TFSI pe față, 2.0 TFSI pe spate, cutii DSG. Bineînțeles că toată lumea, a, păi de ce insiști în direcția asta când o să ai performanțe cu... Zic, bă, stați un pic. Am pornit pe treaba asta. Facem o paranteză. Cea mai bună treabă este să nu te iei după alții. Bă, bă, da. Dacă tu ai o idee... Da, du-te cu ea până în pânzele albe. Și tu o vezi bună pe mai multe planuri, dar nu doar strict performanță, și marketing, reclamă și așa mai departe, dezvoltare... Da, adică îți mai pui creierul un pic la muncă de cum să sincronizezi două DSG-uri, pe rog. Ok. Că acolo nu mai e. Da. Sunt în drive, schimbă ele din soft, pe rog. Da. Da, chine în paranteză. Am terminat lupo-ul, 600 de cai față, 600 de cai spate. Primul setup. Am mers la prima etapă de la Arad. Asta a fost 2019, exact când ne-am și afiliat la Fras. Ok. Da. Primul run, pun mașina la start, primul run al mașinii, 9.0. Fără lanci. Ok. Fără lanci. Adică pus, plecat, ținut piciorul pe frână, luat piciorul pe frână, mutat pe accelerație, 9.0. Zic, opa, stai că nu-i chiar rău, 9.0. 9.0 și mergea 273 viteză de ieșire. Pe 400 de metri. Pe 400 de metri, da. 273 este un pic de viteză. E un pic, da. În loop. 27, 100, 200. Mam. Da. Deci în mers chiar simțeai toată puterea. 1200 de cai sunt 1200 de cai. Pe o mașină ușoară. Da. Când spun ușoară, deci avea la momentul respectiv 1350 de kg. Ok. 1350 de kg. Cântăreau motoarele alea. Da. N-ai ce să... Ok. Și m-a făcut noi niște ajustări, 8-7. Tu spui aici niște diferențe mici, știi, 0-3 sau o secundă, știi, de la 10 la 9, dar oamenii trebuie să înțeleagă că secunda aia e mult rău. Este e mult rău, adică, o secundă pare nimic, ai clipit, s-a dus, dar, băi, e mult de muncă metri, pentru secunda aia. Și... La etapa respectivă ne-am mulțumit. 8-7, ne-am dus seara. Ai făcut progres. Relaxați, ai zis, bă, 8-7. Era cea mai rapidă mașină din România în secunda aia. Ok. De la etapa respectivă, mă rog, mai erau niște mașini cu ani în urmă care au făcut niște recorduri, 8-6 de exemplu, dar n-au mai participat între timp. Ok. Bun. Zic, bă, ce facem mai departe? Ne mai trebuie niște aderență, am mers pe la Ianca la o etapă, am mai schimbat noi un pic la slick-uri și am mai departe. Zic, bă, hai să mergem bun la Santa Pod. Ok. A fost așa, într-o seară, ce-ar fi să mergem noi până la Santa Pod? Și zic, bă, hai să mergem. Cum să mergem până la Santa Pod? Că 4.000 de kilometri dus, 4 întors, cu echipă... Să punem asta mai pe drept, așa, ca să te audă oamenii bine. Da, cu echipă după tine, cu trailer, cu așa mai departe. Mergem. Să zic, în 10 zile deja eram pe drum. Ok. Deci am mers cu platformă, după noi, cu remorcă, cu toate astea, până în Anglia, 100 la oră, da, îți dai seama, o lung. Săptămână natura. E lung. 4 zile, mă rog. Da. Am ajuns acolo, total altă
primire a oamenilor la cursă. Tot, băi, total diferită. Deci cumva, noi am fost deja în România, ne-a văzut toată lumea cu mașina, le-a plăcut, au fost impresionați. Băi, când am ajuns acolo... Da, ei au fost impresionați, dar au ținut-o pentru ei așa un pic. Da. Nu s-au exteriorizat. Da. Băi, când am ajuns acolo, am dat mașina jos de pe trailer și în prima zi am expus-o în parcul rece în Anglia. Deci reacția lor a fost... Ce este asta? Deci au fost, cum să spun, nu, mai entuziasmați decât eram eu. Deci oamenii veneau, făceau poze cu noi. Putem să facem o poză la mașină? Cum? Două motoare? Da. Mamă, abia așteptăm să o vedem la start. Abia așteptăm. Deci primirea, da, primirea a fost 10x față de cum a fost la noi în România. Ok. Exact. Păi da, dar România ești arogant. Ăia n-au senzația asta de aroganță la ei. Nu știu, la noi e greu. Așa, în sfârșit. Da. Bun. Ne-am dat la curse. Acum, din nou, experiența noastră ca și echipă de drag racing, să zic așa, era totuși destul de micuță. Ți-am spus, până acum, să spunem așa, timpul în care am făcut recordurile astea a fost destul de compact. Okay. N-am apucat să acumulăm multă experiență. Am avut o etapă la Arad înainte, una la Ianca, adică nu pot să spui că am... O mașină de drag necesită un timp de dezvoltare, adică să poți să vezi cum trebuie să plece, cum trebuie să schimbe și așa mai departe. Mă rog, timpul a fost de 9,2 secunde. Slab. Mai slab decât în România. De ce? De ce? Ne-am dus cu armele prea încărcate. Știi ce am zis? Am zis, bă, mergem pe o pistă de lipici, da? Și ce facem acolo? Ne trebuie putere. Și bineînțeles că ne-am dus cu 1800 de cai. Ok. 1800 de cai, pista era netratată în momentul respectiv, ca să știe toată lumea. E o pistă de drag racing, poți să ai opțiunea full track prep, care ce înseamnă? Este pista curată și mai departe, dar să nu aibă lipici pe ea. Ok. Deci, în momentul în care ai lipici... Lipiciul la start. Că e... Tot 400 de metri. Tot 400 de metri lipici? Tot 400 de metri lipici, da. Ok. Da, 402 metri lipici. Ok. Da, 430 de metri sunt de fapt lipici. Ok. Că nu termin. Când termin să nu descarci. Da, pierzi. Exact. Aderență. Să rămâi descarci, okay. Te descarci pe lipici. Noi n-am știut treaba asta, ne-am dus la un eveniment unde nu era full track prep. Și am patinat la un moment dat 300 de metri. Și venea aia și că, mamă, câtă putere are. Și eram, zic, da, are putere, zic, dar timpul, zic, nu bate cu ce ne așteptam noi. Două zile am dat 6 rounduri. A fost o experiență. Am zis, bă, am mai făcut niște relații, am mai discutat cu oamenii, am mai... Adică... Învățat lucruri. Exact. Lumea de acasă, domnule, păi cum ne așteptam să scoți acolo, să scadă timpul? Asta e, atât s-a putut. Mai vedem. Know-how, da. Nu poți să-l... Ai de la Duhul Sfânt? Da, e doar prin experiență. Da, din experiență. Așa. După care ne-am întors acasă. Am mai mers la 2-3 etape cu bimoto-ul. I-am mai pus un wheelie bar. 8, și un ultimul setup cu 1000 de cai mergea 8-7 mașina. Din nou. După care 2000... Deci asta era 2019. 2020 ne-am apucat de un proiect în paralel, un Lupo tracțiune față, Lupo FVD, l-am numit noi, un 1.8 turbo, să ți-l zic repede înainte, ne-am dus în 2022 cu el, a mers 8,8 secunde tracțiune față. Okay. Cea mai rapidă mașină tracțiune față din România, 8,8 secunde, 1.8 turbo, vreo 900 ceva de cai. Am mai încordat un pic mușchii sezonul 2023, anul trecut, și a mers 8,6 secunde, tracțiune față. Din păcate, cine ne urmărește știe că am fost în Grecia, din nou, ne-am dus în Grecia, o pistă 402 metri cu lipici, da? Și am zis, bă, hai să vedem cât avem, 1200 de cai la roată, să-i folosim pe toți. La primul run, mașina a ajuns în parapet. Da. Da. Deci okay. La primul run a fost... Pilotul n-a pățit nimic. Știu. Da. Adică am văzut filmulețe, am văzut evenimentul explicații. A fost total nefericit. Așa e la curse, mai zic. Așa e la curse, da, da. Doamne ferește. Ok. Ne-am speriat un pic. Ne-am revenit acum. Între pilotul, că asta aici, da. Vreau să facem... Da. N-ai fost tu pilotul, nu mai ești tu pilotul mașinii, nu? La Lupo FVD, nu. Ok. Nu. La cel tracțiune față, nu.
Gabi, electricianul okay. nostru de la garaj, el era pilot la momentul okay. respectiv. Și este în continuare pilot, că n-a puțin. Da. Bun. Bun. Între timp, Lupo Bimoto, da, cel cu două motoare, am tot zis, bă, hai ce să-i mai facem, nu poți să rămâi cu 2 litri în ziua de azi, că... Da. Okay. I-am pus două motoare de 3,6 litri. Ok. După care, în prima fază, am vrut să-l fac single turbo, fiecare motor. Ok. Cu un GTX 55, am zis noi vreo 1400 de cai, 1500 de cai per motor. 3000 de cai, corect? Stai că-mi dau buci, băi. Stai, stai. Bun. În tot timpul ăsta, partea noastră de development de la garaj nu a stat potolită. Ce să mai facem? Ce să mai facem? Hai să mai inovăm ceva. Până la urmă, nu? Asta despre trebuie asta să faci. Vorba, da. Da. Hai să facem compound, deci un sistem de alimentare compound. Okay. Este un principiu de supraalimentare derivat din motoarele diesel. De exemplu, BMW-ul, da, Audi, astea biturbo, până în 3500 de ture rulează în sistem compound, după care merg doar pe turbina mare. Okay. Eu nu sunt fan diesel, dar na, știm și pe acolo da, cum funcționează. Sunt și ele da. Acolo, există. Da. Și am aplicat sistemul ăsta de supraalimentare compound pe un 2.5 TFSI. Ok. 2.5 de RS3. Total, la nivel de experiment, nu aveam nici o idee, nu mai pusese nimeni sistem compound pe motorul ăsta și am zis, bă, hai să vedem ce este. Corect. Na, ne percepem un pic, știm un pic de fizică, calculăm o turbinică mică, o turbină mare, niște trasee, niște țevi, niște wastegate-uri, niște blow-off-uri, niște management, niște okay. toate. Rezultatul a fost peste așteptări. Total peste așteptări. Nu mi-a venit să cred cât de bine poate să meargă mașina. Ok. Deci, nu că bine. Puteam să producem în prim... Că și acolo am mai avut două variante de turbine. În prima variantă puteam să producem, cred că, 900 de newton, 1000 de newton la 2000 de ture. Nu știu dacă ai condus un motor de 2 litri sau 2.5 cu o turbină mare, știi că încarcă târziu. Asta zic, asta vreau să te întreb dacă ai câștigat pe schimbările de treaptă mult. Nu că ai câștigat mult. Diferența a fost de felul următor. Stock cu un GTX 3584, da? Producea, să spunem, 770 de cai și încărca la 4.505 de ture. Adică până la 4, o dădeai blană la 2.000 de ture și așteptai și pe aia, exact, da. Un fel de Vitec. Da, kick in, bang. Da. Când am pus turbina asta, senzația a fost total dubioasă, deci pe compound. Nu știu dacă ai condus vreodată o mașină turbo, fiar îi dai blană și când vrei să o înmoi, schimbi treapta, îi dai o superioară. Okay. Știi, adică îi dai, da. Trage prea tare, da. Schimbi. Schimbi treapta, bă, hai să o mai domolesc un pic. Da. Mai cade mai jos în ture, e mai moală, e o treaptă mai grea. Da. E, la sistemul compound, situația e în felul următor. Schimbi. Îi dai 3, și când îi dai 4, ce crezi? Ce pe stragă mai tare? Prima senzație a fost, bă, ce s-a întâmplat? Ok. Turbinele, amândouă, au o inerție, da? Okay. Și îți produce, să spunem așa, îți păstrează flow-ul pe care îl are... pe care l-au turbinele la noua turație la care tu ai scăzut. Chiar și dacă pleacă de acolo, cum adică? De unde ai rămas, mai sus mergem. Da, da, exact. Știi? Adică cuplul pe care produce la turație mai mică, ea îți păstrează de fapt puterea constantă. Dar că scăzând turația, îți crește cuplul. Știi? Cuplul turație da. E o formulă constantă. Da. Să spunem că dacă tu ai, de exemplu, la 4.000 de ture 400 de cai, da? Și scazi în 3.000 de ture, tu ai în continuare 400 de cai, dar mult mai mult cuplu. Este foarte... Okay. E o senzație foarte mișto. Bun. Total dubioasă la condus. Ok. Nu este intuitivă mașina. Da, adică da. Nu este intuitivă. Te aștept să-i dai superioară și să o înmoi. Să ia de la nici capăt, dar ea nu. Ea pleacă de acolo în sus. Exact. Da, okay. Pe care i-am pus... Am zis, ce să-i mai facem acum? Hai să punem turbina mare, una mai mare. 770 de cai nu erau suficienți. Ok. Da. Tot timpul e loc de mai bine. Și am făcut până la urmă din 2.5, deci dintr-un motor de 2,5 litri, 870 de cai pe benzină de pompă. Ok. Din nou, know-how nu este o chestie pe care
Vezi, noi mai făcusem 730 de cai pe benzina de pompă din 2.5 și aia era limita lui, pentru că începea să detoneze, rezistența la autoaprindere a carburantului, că asta înseamnă cifra organică, da, nu te ajuta din cauza că aveai o presiune în cilindru, un back pressure destul de mare în spatele motorului, cauzat de o singură turbină, iar acum, cu două turbine, back pressure-ul este atât de scăzut încât eficiența volumetrică a motorului crește foarte mult, rezistența la detonație este mult mai mare, mai bună, da, nu știu cum să... Da, 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 da. Și... detonează mai greu, sau riscul e mai mic. Exact, și poți să atingi niște setări în sistemul ăsta compound pe care pe single turbo nu le poți atinge la motoare pe benzină. Bineînțeles, proiectul Bimoto, care rula în paralel, da? Era Bimoto era tot R36. Da, era 36, 2-36 cu single turbo. Ok. 2 GTX-55. Am zis, între timp ai făcut 2.5-ul cu așa, compound așa. Și... și am zis, bă, trebuie să facem lupo compound. Când i-am spus Dorului... S-a bucurat mult, nu? M-am dus în garaj, fii atent. Și am luat o turbină mică. Mică, GTX-42. Mică. Mai mică decât aia mare. Da. Am pus-o în locul celei mari, am luat-o pe cea mare, am pus-o pe motor și zic, hai să vedem cum legăm turbinile astea. Două, zic, s-a uitat așa un pic și ca... asta e glumă că nu ne dăm seama. De la tine așa la orice, dar chiar nu-mi dau seama, e glumă sau nu. Zic, din nu păcate este. Nu e nu glumă. Este. Din păcate nu e glumă. Băi, era aproape gata mașina. Anul trecut, partea de tubulaturi, trasee și așa mai totul pus la punct. Gata. Chop, chop, chop. Pe fiecare în parte. Montăm. Și acum abia suntem aproape de finalizare cu noile trasee, cu turbine, cu intercooler, cu blow-off-uri, cu toate tubulaturile și vrem să o prezentăm la prima etapă de drag racing din 2024, 20-21 aprilie. Da. Mașina n-a mers cu R36 single turbo, nu? Nu a mers niciodată, deci nu știi ce nu făcea, știm, cum făcea, ai trecut direct. Ai zis, nu mai pasul ăsta, nu mai, nu mă mai exact, interesează. Da, am luat-o. Cine? Sudorul, da. Sudorul e... Nu mai vine, așa rămâne, frate, momentan. Sau cel puțin anul ăsta. Nu, am mai făcut o glumă, zic. Știi că în loc de turbina mică puteți să... Ce? Se potrivește. Bun, deci anul ăsta avem un Lupo Bimoto compound, ceva nou. Da. Vedem ce performanțe. Câți cai ai zis că o să ai anul ăsta? Nu știu. Deci, am mai făcut una domestică, da? Un TT cu 36 single turbo, 1270 de newton și vreo 1100 de cai. Asta mașină tot de drag, nu de stradă, nu? De stradă. Cu aer condiționat, cu canapele de piele, cu ce vrei tu. Am dus-o și la drag odată cu cauciucuri de stradă, 9,5 secunde, 265 viteze de ieșire și dacă ne uităm pe drag, are 3,3, 100-200. Mașină de stradă. Mașină de stradă, da. A condus-o colegul nostru, Peju. Și da. când am mapat-o, am făcut în felul următor. Treapta întâi, 6-700 de cai, oricum patina excesiv. Treapta a doua, vreo 800. Și din treapta a treia, tot power. Și a zis Peju, a plecat a întâia, 2. Și bă, când a dat 3-ul, a zis că am dat... Se rupe scaunul cu mine. Mi s-a părut că am dat lunch din mers. Da. Și a zis că va ține de aia, zic, 9.5. Decent. Pentru, fără nicio pregătire mașina. Adică fără reglaje de suspensii, fără cauciucuri de drag, pilot sport 4. Okay. Adică... Bun, hai să vorbim un pic de Dop Motorsport și de ce faceți voi acolo la service. Băi, uite, ce servicii oferiți oamenilor de rând sau piloților de drag, nu neapărat? Da. În tot parcursul ăsta pe care noi l-am avut cu mașinile de curse, da? De la Skoda, la Lupo, tracțiune față, Lupo Bimoto, așa mai departe. Bineînțeles că am vrut să creez o echipă de oameni, da, capabili, pe care mă pot baza, să putem face orice proiect pe care noi ne-l dorim. Okay. Plecând de la parte de mecanică, la parte de electrică, la parte de softare, la parte de absolut tot ce să le ai pe toate in-house. De ce? Pentru că, între ghilimele, am suferit un pic pe partea asta în trecut. Și de anume, servicii, da. Exact. Unde te duci să faci o... Băi, trebuie și mie să fac o evacuare, o galerie de evacuare.
Îmi faci și mie o galerie de evacuare? Da, peste 6 luni. Păi stai puțin. Nu, ți-o fac mâine, dar gata peste 6 luni. Toată lumea știe treaba asta. Deci, da. Adică, da, 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 da. Din păcate... Da. Na. Fiecare cu felul lui de a fi. Da, 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 da. Și am vrut să avem totul in-house. Ca să nu depinzi de nimeni, să așa nu e cel mai bine. Exact, da. Uite, na, proiectul ăsta 2-5 compound l-am făcut exclusiv in-house. Adică n-am avut nevoie de nici să externalizăm niciun serviciu. E, și cu Dob Motorsport le putem oferi oamenilor toată partea asta de turnkey solution. Da? R36. Turbo. Avem, a adus mașina stoc, și zic, bă, vreau și o mașină să merg pe ea la drag, să aibă 1000 de cai. 6-8 luni, avem Tom, la mașina a plecat pe ea. Adică... Cât costă? Cât costă? Grosomodo, dacă, uite, vin da. Cu un R36 și pun... stoc mașina și vreau de 1000 de cai. Salut, frate, vreau și eu 1000 de cai. Că așa îmi place mie, când mă întreabă da. Lumea să mi se umple da. Gura exact, de cai. Exact, 1000 de cai în ziua de azi te costă undeva la 50.000 de euro. 60.000 de euro. În zona asta, na, depinde pe urmă și ce jante vrei, ce frâne, ce că trebuie să... Altă discuție. Vorbim la... de motor, performanță. Ce face omul după aia? Doar motorul poți să-l faci cu vreo 40.000. Ok. Da. Dar mai ai nevoie pe urmă și de o cutie care să-ți reziste la cuplul ăla planetar. Dați factură la 40.000. Da. Da. Aia e factura. Da. 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 Bun. Deci omul vine la tine și zice, bă, frate, vreau să am atâția cai, să zicem. Exact, da. Da. Bă, da. Te costă, uite, facem o listă, trebuie astea aia, trebuie sunt, aia, trebuie aia. Sunt proiecte destul de rare pe care le luăm. Ok. Destul de rare. Momentan... Pentru că sunteți aroganți de aia. Da. Timpul ne permite să facem puține proiecte de genul ăsta. Adică 6-8 luni să faci un proiect, pe urmă trebuie să mai ai un bimoto cu două motoare care trebuie să-l faci și pe ăla să-l termini. Și uite așa... dar, în mod uzual, oferim oamenilor partea asta de stage 1, de tuning. Cum știe da? Lumea, da. Stage 1. Da. Adică un soft. Exact. Un soft. Da, da. Pe care îl faci tu... Depinde. Deci avem pe partea de stand-alone-uri. Da? Okay. Mă ocup eu personal. Pe partea de calculatoare de serie am un coleg Andrei, s-o ocupă el. Adică suntem împărțiți, fiecare cu... Da, da, softurile le faci in-house. Adică toate nu iei de la nu știu cine... Toate softurile... La... Și copy-paste. Adică nu e copy-paste. Toate softurile sunt făcute in-house. Ok. Da, adică, să spunem așa, workflow-ul e în felul următor. Vine mașina, în primul rând o verificăm. De tehnic, ce? Da. Pentru că 50% pică la verifica, adică nu sunt în parametri. Mașina mea e cea mai bună, nu are nicio problemă. Și, de fapt, stai puțin că ai o problemă la turbină, wastegate-ul nu merge bine. Oamenii trebuie să știe că mașinile poate să nu meargă bine, chiar dacă nu e check engine-ul aprins, sau vreun bec pe bord aprins. Adică există posibilitatea asta. Sau, este foarte importantă, este posibil ca mașina ta să meargă bine în parametrii stock de funcționare, dar să fie pe limită, da? Limita de jos. Exact. Și în momentul în care tu vrei să-i faci un soft, să nu mai ai resurse mecanice disponibile. Acum, iarăși, vine următoarea întrebare pe care probabil ar pune oamenii care și-ar face un soft. Eu am mai zis că, din punctul meu de vedere, mi se pare modificarea cea mai mișto la o mașină, să-i faci soft. Da, stage 1, pentru că simți acolo, ai văzut putere. Este cea mai mare... Niște bani puține, adică, da. Știi, mi se pare super da. Tare, știi? Bani, putere, este da. Cel mai bun da. Cel mai bun. Ce vreau eu să le spun oamenilor, uite că suntem împreună azi. Da. Ce înseamnă, până la urmă, fiabilitatea? Asta vreau să te întreb. Nu, cât iei din viața motorului, exact, dacă facem, exact. Dregem, asta este ce. Cea mai des întâlnită. Și răspunsul e în felul următor. Partea de fiabilitate înseamnă neexploatarea tuturor resurselor mecanice disponibile. Ok. Asta e definiția mea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Golful tău 7R, da? Care are 300 de cai de fabrică, da? Da. Potențialul lui maxim pe configurația mecanică stock este să facă 370 de cai și 520 de întoi, de exemplu, da? Ok. Noi nu mai urmărim cifre pe mașinile de stradă. Nu. Nu mă interesează că o să te alergi cu Xulescu YZ da. Din te duci, da, da, și te abate la jumătate de mașină că a exploatat la ultimul cal da. Din mașina ta. Nu mă mai interesează. Mă interesează, în schimb, ca mașina ta pe termen lung să fie fiabilă, da? Să nu se strice nimic la ea cauzat de soft și când îți iei următoarea mașină,
am să vii să faci din nou. Exact, au venit, au a treia mașină, domnule, au fost atât de mulțumit de primele trei, vin și cu a patra, da. Pentru că da. Nu mi s-a stricat nimic la ea. Și până la urmă, asta este, să spun așa, definiția mașinilor de stradă. Da? Uh-huh. Mașina de stradă nu trebuie să se strice. Trebuie să te bazezi cu ea, te duci într-un concediu. Corect, da, să nu strice ziua. Să poți să-i faci un stage 1, să fie mai puternică, dar să nu... Să nu forțezi la maxim. Forțezi, exact, da. Ok, bun. Asta e partea de softuri și partea de ce faceți voi la Dob Motorsport, da. Unde pot veni clienții și tu ai promis că o să-ți iei o secretară și o să răspunzi mai ușor la mesaje și la solicitări, că sunt foarte multe. Da, sunt și foarte. E mai complicat. Poate, nu știu, te extinzi, poate, nu știu, mai angajezi oameni pentru oamenii de rând. Se poate câștiga, se poate trăi din chestia asta, adică din softuri, din service, pe mașini de pasionați, pe... Adică... Nu e un business din care poți să trăiești. Nu e un business din care poți să trăiești. Nu, ok. Nu. Acum, ce vrei să zic? Ce vrei tu? Costul pasiunii de drag... depășește de 10 ori producția garajului. Ok. Calculează tu de acolo. Da, ok. Da, adică da. Poți să trăiești? Nu poți să trăiești. Nu. Normal. Da, da, asta pentru că te dai tu la drag și cheltui mulți bani. Dacă nu te dai, dacă nu te dai și ești un om... Adică dacă faci doar pentru alții. Dacă vrei să pescuiești. Da, da? Poți să, dar și acolo costă mult. Eu le zic oamenilor că tot timpul vin și îmi zic, doamne, câți bani ai băgat în mașina aia și ai făcut și uite și în alea și cheltui banii pe fiare și... Bă, frate, e pasiunea mea. Tu ce adică, ai? Da, sunt oameni care bagă la fel de mulți bani în scule de pescuit. Eu da. Nu înțeleg să stau cu bățul în baltă. Nu mă pasionează, prefer mașina, face vătătă, pătătă, îmi place, poc, da. Fiecare cu felul lui de a fi, știi? Bun. Să trecem la următorul nivel. Nu știu cât a trecut din podcast, habar n-am. 40 de minute. Băi, vorbești prea repede, mă, frate. Da. Bun, dar avem multe întrebări la sfârșit, deci e bine. Hai să vorbim puțin de partea de drag racing și partea de organizare în care, din care tu faci parte. Ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Băi, sau, cum v-ați decis să intrați în chestia asta? Pentru că și aici se duc bani de la garaj de acolo. Adică și aici o să se ducă din... Timpul înseamnă bani. Da. Bun, hai să vorbim un pic de drag. 2023 a fost anul, să spunem așa, decisiv. Am mers la ultimile... N-aș vrea să vorbim de rău pe nimeni. Dar nu e vorba de rău. Nu. Da. Eu le zic oamenilor așa, de la mine. Eu m-am apucat să fac evenimente pentru că nu-mi conveneau ce evenimente erau în timpul respectiv. N-aveam nimic cu omul respectiv. Nu era o chestie personală. Doar că eu consideram că pot mai bine după corectitudinea mea. După mintea mea de om nebun, cum oi fi eu, așa am considerat eu. Trebuie să fac alte evenimente și le spun tuturor. Dacă voi considerați că evenimentele pe care le fac eu nu sunt ok, faceți-vă voi evenimentele voastre. Dar sunt oameni care vin din spate cu alte idei, cu alte viziuni, cu alte lucruri. În sfârșit, Bun. Nu e ceva personal. Da, exact. Nu am nimic personal cu nimeni. Deci toată treaba asta a plecat de la a dezvolta partea asta de drag racing în România. De a duce... awareness, că există și sportul ăsta în România. Nimeni nu știa că... Nimeni nu știa. Din 100 de oameni, dacă o întrebi... Era unul, foarte doi, nișat și este, încă este nișat. Nu a existat o promovare. Chiar nu a existat o promovare reală a drag racing-ului în România. Și noi am zis în felul următor. Eu împreună cu Luci de la Car Six, Zoli de la VRT, ne ajută și Dragoș de la Complet Chip de la Iași, am zis, bă, trebuie să schimbăm ceva. Nu? Dacă noi nu schimbăm ceva... Nu, ni se pare că e de îmbunătățit aici, ca la mașină, ca la motoare, ca la turbine, ca la același lucru. Da, exact. Și așa a luat naștere Road Drag. Da, bine, au mai fost niște factori, ți-am spus, 9 ore, o să intrăm în detaliu de ce. Am zis că vrem să-l promovăm. Asta este obiectivul principal pe 2024, promovarea curselor de drag racing din România și a campionatului național. Este în continuare sub egida FRAS, da? Și cum vedem noi, da, campionatul ăsta? Îl vedem în felul următor. 4 etape la Arad pentru început, da? Partea de organizare. Vrem să aibă transmisiune live, da? Okay. Am stabilit deja vreo 5 camere, unghiuri,
un televizor de 7 metri pe... Adică vrei un ecran acolo la pistă? Să vadă spectatorii, asta am zici? Deci vreau un ecran de 7 metri pe 6 metri, la 150 de metri, pe care să putem vedea reluări live, timpii, în timpul cursei. Ok. Da? Adică cine face transmisiunea live, o să dăm reluări pe ecranul respectiv. Vreau să aducem parte de tribune, da? Adică să mai stea oamenii pe da, gardul, gard, da. Da? Vedem. Momentan, suntem în discuție vreo 700 de locuri la tribună. Not great, not terrible. Dar băi, e un plus. Exact. E asta un mare plus, da. Din punctul meu de vedere. Da. Da. Sâmbătă, ca să întreținem atmosfera, facem și un mini party acolo. Am luat o scenă, un DJ, niște boxe, vreo 40.000 de wați. Ok. Da. Da. Să fie frumos. Da, exact. Partea de premiere, la fel. Vreau să fie într-un cadru, să spunem așa, cât mai profi. Da? Adică premierea piloților de la etapa respectivă să facă pe scenă, pe un podium, pe... Cum o văd eu. Așa cum ți-am zis, fiecare e liber exact. Să o gândească în felul lui. Acum cât de mult sau puțin vor aprecia spectatorii, oamenii, vizitatorii, rămâne de văzut. Da. Plus parte de promovare. Promovare. Pe toate căile, na, socializare, evenimente. Mergem inclusiv la Polyfest. Știu, la mergem împreună. Da, avem un stand acolo dedicat mașinilor de drag racing, în care povestim despre mașini de drag racing, sportul, ce înseamnă, cum poți să devii pilot de drag racing, cum poți și cum mașini, că ajungem imediat și la treaba asta. Noul regulament și noile grupe pe care le-am făcut pentru 2024 sunt, să spunem așa, mult mai... competitive grupele. Adică okay. Există o competiție mai acerbă între mașini. Delimitarea nu va mai fi legată de motor, tracțiune, cum era în trecut, este legată de timpul pe 400 de metri. Da, aici trebuie să discutăm, pentru că și mie mi-e greu să înțeleg și în general oamenilor sau spectatorilor care se uită acolo zic, băi, el a plecat 2 secunde mai repede. Adică ei înțeleg că drag racing-ul se pun 2 mașini la start și pleacă de pe loc și care ajunge primul la finish și ăla câștigă. Băi, hai să-l... Deci, te rog, da, să explicăm. Ce înseamnă partea asta de drag racing, da? Până la urmă ne interesează, vorbim tot timpul de timp pe 402 metri. Dar ce înseamnă efectiv... Hai să-l detaliem un pic. Nu este nimic complicat, dar merită un pic de atenție. Da, de atenție. Ca să înțeleagă oamenii. Da. Instalația ta de cronometrare, da, care îți măsoară timpul pe 402 metri, are mai multe tipuri de fotocelule. Okay. Niște celule cu senzor laser pe care tu le întrerupi cu cauciucul mașinii. Da? Ok. Inițial ai un pom de Crăciun. Semaforul. Da? Semaforul. Care are? Pre-stage. Te apropii cu mașina. Adică te apropii cu mașina și ai intrat în... Celula aia de... prima celulă, de pre-stage. Da? După care ai o celulă de stage. În momentul în care cauciucul tău a întrerupt cele două fotocelule, ești aliniat. Dacă te miști mai în față sau mai în spate, se cheamă că nu ești, ai ieșit din start. Nu ești pe locul la care trebuie să fii. Bun. Semaforul începe și derulează galben, 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 verde. Din momentul în care s-a aprins verdele, începe cronometrarea timpului de reacție. Atenție! Ok, adică timpul de reacție, eu ți-aprind semaforul verde exact. Și eu îți măsor din momentul în care ți-am aprins semaforul verde până când roata s-a mișcat. Până când roata s-a mișcat din prima celulă. Pre-stage. Pre-stage. Exact. Okay. Deci roata a plecat din pre-stage și a început cronometrarea. A început cronometrarea, deci s-a terminat cronometrarea timpului de reacție de la verde până când s-a întrerupt fotocelula asta, s-a activat, de fapt, ai timp de reacție, și începe cronometrarea celor 402 metri. Ok. Intermediar mai ai niște timp numit 60 feet, adică da. 18 metri, jumătatea pistei, îți dă din nou timpul la jumătate, okay. Îți dă viteza la finish, okay. Și timpul pe 402 metri. Total. Exact, da. Deci, asta înseamnă o cronometrare. O cursă cronometrată de drag racing. Ok. Tu, ca să câștigi, da, ai nevoie de un timp de reacție foarte bun. Și când vorbesc de timp de reacție bun la drag racing,
Vreau să spun că 200 de milisecunde înseamnă că ai dormit la start. 200 de milisecunde, deci dacă vine un pilot de la mine și văd 200 pe bon, ce ai făcut? Te-ai uitat după stele? Unde te gândeai la, okay, la ce? 200 de milisecunde. Dacă ai 50 de milisecunde, ești bine. 50 de milisecunde, atenție, din momentul în care ți se aprinde becul și cauciucul tău deja pleacă, ca să obții cele 50 de milisecunde, pentru cine nu-și imaginează, roata ta trebuie să se miște deja, da? Și în timp ce roata este în mișcare, să se aprindă verde și să iasă din celulă. Asta înseamnă 50 de milisecunde. Da, okay, da, deci este un... Pilotul nu face nimic la drag race, stă la volan, apasă accelerație și aia. Da, apropo de treaba asta. Da. Deci să obții timp de reacție cât mai bun. Acolo da, ține doar de pilot. Da, nu? Aia este doar de pilot, da, și de pregătirea mașinii. Contează de... anvelopa? Contează și anvelopa, contează și tipul ambreiajului, contează și tipul transmisiei, contează, poate contează. Și softul contează, ieșirea din lanci... Okay. Momentul de cuplaj a ambreiajului, toate contează. La mașinile cu tracțiune manuală, cutie manuale, acolo, să spun așa, este mai în grija șoferului. Da? Adică... Trebuie să dea drumul la ambreiaj. Da, când dă drumul la ambreiaj, trebuie să anticipezi un pic situația, să știi exact, ca să rămâi în cele 50 de milisecunde, 100-150, hai. Hai, să nu dormi. Să nu dormi. Să nu dormi pe tine. Cred că o să am un timp de 3 secunde de reacție asta. Așa, bun. Apropo de treaba asta, dacă vezi verde, ai pierdut. Ok, da, deci, bun, discutăm de este asta. Deci, la curse, începe semaforul, dacă ai văzut culoarea verde, ai pierdut. Le-am spus mereu, bă, dacă deci, tu ai văzut verde... Tu trebuie să vezi când se stinge galbenul ăla, nu ultimul, sau ceva pe acolo, nu? Adică da, e cumva, nu? O chestie. Depinde de secvență, dar da, dacă ai văzut verde și pe urmă vrei să pleci, pe gândește, ai, da, vizual, pac, picior, mă rog, ce ai face tu acolo, durează tot mult, ai 300, la creier, la picior, informația, până ajunge, până... Da, exact, până pleacă mașina, ai 800 de milisecunde. 800 de milisecunde. Eu aici pot să le dau un test oamenilor de acasă, să vă zic eu un test așa bătrânesc cum îmi place mie. Puteți să vă ardeți cu bricheta în talpă. Puteți să vă ardeți cu bricheta în talpă. Deci ești atent, da, pui talpa așa frumos, dai foc la brichetă și o pui pe talpa ta un pic și o să vezi în cât timp simți că te arde. E informația care ajunge de la picior la creier și înapoi. Și o să vezi în cât timp te arde. Durează ceva. Și de asta zic. Reacția, ce zice, da, ce zice omul ăsta aici de 0,50, asta e de ca, e greu rău. E mult 0, exercițiu. 0, 5, da, e mult exercițiu. Mult este rău, mult. Da, da. Iarăși vreau să le spun oamenilor că nu este tot timpul același timp în care se aprind semafoarele. Secvența aia de start nu depinde, e... Depinde de semafor. Okay. În calificări, secvența este constantă și okay, poți să o anticipezi. Okay. Iar în finale se dă drumul la professional mod. Ok. Care îți alterează timpii de schimbare între da, galbeni. Adică da, nu poți să-ți faci tu să-ți atunci, bă, dacă s-a aprins galben, nu mai am o secundă, exact, deci număr eu și dau drumul și asta nu e, prind bine, nu da, prind, știi? Da. Deci, dar în calificări unde nu contează timpul de reacție... În calificări mașinile vin la start, din probabil aceleași grupe sau na, pe aceleași timpi, acum că nu mai sunt grupele, și fac timpii separați, adică fiecare se pune exact la start, da, și pleacă, la start cu cine vrei. Da, pleacă el când vrea, stânga-dreapta, că asta ți-am zis, nu înțeleg spectatorii, bă, dar ăla a stat, de ce nu vă dați, bă, împreună să vedem cine pentru câștigă, că nu contează știi? Decât timpul, nu contează de decât metri, timpul da, pentru fiecare bandă de circulație, știi? Exact. După care apar aceste finale, nu? Da. În da, care atunci contează cine câștigă, nu? Contează cine trece primul linia de cine finish. Trece... Ăla câștigă, da. Okay. Că până la urmă poți să aibă amândoi timp, o secundă. Au fost cazuri. Au dormit amândoi la start. S-a pus verde, n-a plecat niciunul. Okay. A plecat pe două secunde. Nu contează. Important unul e... a plecat, i-a murit da, motorul. Da. Ăsta a plecat mai târziu, l-a prins, l-a bătut. Deci, da, la... Contează cine în trece finale, primul. În finale, cursa este a nimănui. Mereu le-am spus. Da. Aproape imposibil de prezis de unei grupe. Da. Ai o grupă cu 8 mașini, da? Apropiate ca timp, se dă locul 1 cu 8, 2 cu 7, 3 cu 6, 5 cu 4, da? Formează o piramidă, eliminatorie. Iar în finale... Au ajuns alea 2, ăla n-a schimbat, a ratat o treaptă, da, s-a stricat mașina, emoții, n-a mai făcut boost, emoții... Pulsul... Da, te adică... 150, da, adică ești da, acolo pentru că este și o strategie de aliniere.
Asta vreau să discutăm. Da, da. Că eu vin, mă pun acolo, nu? Că eu zgâscă, că eu sunt la început și eu vin și mă pun. Am și emoții, zic, bă, poate nu nimerește, îți dau în spate. Au fost oameni care au plecat în mașarier, nu? Au fost. Pentru că ai trecut de prestartul, ai trecut de aliniere, ai trecut, ți-a dat roșu, semafor, aoleu, dau în spate, am dat în spate, ăla s-a pus la start, e deja în lanci, tu când te-ai pus, puf, s-a dat verde. Există niște reguli pe care le-am implementat, e greu și în trecut, dar le-am implementat acum să fie foarte clare și vor fi implementate și în instalația de cronometrare și anume, nu ai voie să-ți lași concurentul să aștepte mai mult de 5 secunde. Asta zic, după mă ce s-a aliniat. În lanci acolo, exact. Frate, că tu nu vii, că ești tu al naibii. Știi ce zic? Da. Ok. Da, da, pentru că exista treaba asta. Unul s-a aliniat, o băgai mereu în lanci. Da. Și până la a prindea decât două pre-stage. Și stătea acolo. Și stătea acolo. Și tu rămâneai în lanci și nu știai, o scuteai din lanci, s-a aliniat. Gata. Și pleca. Și pierdeai curs. Plus că mai ești cu anvelopele. Eu am încălzit anvelopele, știi? Le-am încălzit și stau după tine să vii, știi? Că nu vii. Da, și le încălzește mai târziu. Nu. Burnout-urile se dau simultan, da? Ok. Tocmai ca să... Să evităm... De favorizarea una sau... Da. Ok. Deci se opresc, nu se dă drumul la burnout. Se dă drumul la burnout simultan și pe urmă se cheamă amândoi piloții să se alinieze de la aceeași distanță față de semafor. Adică tot ca să fie de cât se poate de fair play. Fair play-ul ăsta ar trebui să fie al pilotului. Da. Na. Piloții într-o lume normală sunt gentleman's drivers. Adică n-ar trebui să primeze orgolii și cupele alea care... Adică eu am o problemă... Eu am o problemă cu oamenii care își cumpără diplomă de firmă de încredere. Facem o paranteză. Mă sună de la XYZ să nu dăm nume. Și sunteți nominalizat să faceți. Și am spus, doamnă, fii atent, facem. Dumneavoastră, ca să aduceți diploma aici, trebuie să mă plătiți. Cum? Și cum ați auzit? Dacă vreți să aveți diploma aia, trebuie să mă plătiți. Păi stați un pic, ați înțeles sau nu? Am înțeles, ok. Da, sunt mulți oameni care, nu știu, contează mai mult cupele din și diplomele de pe perete decât rezultatele în sine. Le place să fie cei mai tari din parcare, vorba aia, chiar dacă nu s-au comparat cu alții, nu vor să meargă pe afară, să vadă, să... Știi? În sfârșit, e treaba lor. Discutam mai devreme legat de treaba asta cu a mulțumi pe toată lumea. Ok. Că acum ai devenit organizator și se schimbă un pic viața. Băi, nu că se schimbă un pic, se schimbă un pic mai mult. Cum ziceam și înainte de podcast, eu sâmbătă la ora 2 noaptea eram încă în conferință cu băieții să finalizăm partea de site, de înscrieri și așa mai departe. Duminică seara la 3 și 10 am plecat iară de la garaj și la 7 am dus-o pe fiul meu la școală. Adică sunt niște eforturi considerabile. Și vine XYZ și spune, păi mie nu-mi convine că ai scos grupa aia în care eram eu campion de 10 ani la rând. Dar nu te-ai săturat, mă, frate meu, să fii campion de 10 ani la rând, să nu te mai pasi cu nimeni? Adică tu unde mai progresezi? Adică, na. Care mai este, da. Dar sunt oamenii care merg pentru cupe, efectiv. Sunt oamenii care merg pentru cupe, nu interesează performanța, nu interesează să devină din ce în ce mai buni, au făcut o mașină, au avut o rețetă, probabil, nici nu contează cum au ajuns la rezultatul respectiv. Da, sau și se complac XYZ, acolo. Păi eu nu vin domnul la curse în situația asta. Nu este nicio problemă. Nu este nicio problemă. Facem cu aia, defilăm cu aia care sunt. Exact, adică cine nu... vrea să ne susțină și să participe, îi așteptăm cu drag la drag. Cu drag la drag, da. Păi da, adică ți-am zis și de la mine la evenimentul, domnule, nu mai vin la evenimentul tău că m-am supărat pe tine. Bine, mă, frate, eu muncesc pentru tine ca să fac un eveniment corect și frumos, așa cum îl consider eu, da. Și tu nu vrei să vii la distracție. Nu veni, frate, ești liber să faci ce vrei, adică nu deci e efortul, nicio problemă. Efortul necesar organizării, așa cum o vedem noi, etapei, este mult mai mare decât ne imaginam la început și financiar, inclusiv financiar, da, efort financiar. Toate astea costă și cineva le plătește și tribune, în general organizatorii le plătesc, că partea de sponsorizări e foarte mică în România, adică nu acoperă costurile, din păcate. Poate crescând și văzând oamenii că... Asta am zis și eu, da. Rezultatele sunt fantastice, adică rezultatele sunt fantastice pentru că noi am avut record mondial la diesel cu Dragoș. Mondial la diesel, deci mondial, adică din lume asta, care, cum o considerați voi, rotundă, dreaptă, nu e o problemă, plată, dar, pentru plată, dar din lumea asta, așa cum e,
un om care și-a făcut o mașină aici și a făcut chestia asta, e o performanță, vin foarte mulți oameni de afară, vin foarte mulți oameni de afară, pentru că pista de la Arad, am înțeles că e o pistă foarte bună și care ajută la timpi foarte buni față de ce se întâmplă la Santa Pod, cum ai și zis, sau în alte locuri, să zicem. Santa Podul este foarte bun în momentul în care ai full track prep. Deci în momentul respectiv este cea mai bună pistă din Europa. Chiar este, da. Adică n-ai... apropo de treaba asta cu mediatizarea. Da. Asta a lipsit, de fapt, sportului și sporturilor în general în România. Lipsa asta de mediatizare, adică să vadă omul ce se întâmplă acolo. Și să-și înțeleagă, știi? Să-și înțeleagă, să-i explice cineva, băi, ce faceți voi la drag acolo? Păi uite, ne punem la start, ne aliniem, ne dăm, măsurăm timp, timp de reacție, muncim un an de zile ca să comprimăm toată munca aia pentru 2, 3, 5 run-uri. Da? Adică know-how din spatele unui run este... Foarte multă muncă și munca asta, cum să spun eu, poate să funcționeze foarte bine pe dyno. Să zicem, da, ca să, exact. Ca, ca oamenii să înțeleagă că din niște întâmplări nefericite cu niște oameni care au testat pe stradă niște mașini de drag și nu mai sunt astăzi Doamne printre ferește, noi, Doamne ferește, tu testezi pe dyno, că e cel mai safe, să zicem, exact, să faci chestia asta, efectiv... că n-avem piste de drag puse la dispoziție de Primăria Capitalei în jurul Bucureștiului. Să sperăm că o să avem. Da, ca să facem teste, să zicem, și atunci tu testezi pe dyno. În viața reală se pot întâmpla lucruri, poți să... Cum ai zis tu, m-am dus până în Grecia și am dat cu mașina de parapet. Doamne ferește, da. Adică, nu mai zic de accidente, zic pur și simplu că sunt atât de mulți factori care poate să intervină, temperatură, vânt. Exact. Nu merge un senzor, s-a stricat ceva, că mașinile astea, chiar dacă sunt făcute cu bani mulți, o să discutăm și ce înseamnă un cost de o mașină de genul ăsta, chiar dacă sunt făcute cu bani mulți, nu înseamnă că ai o garanție că cineva... Da, că bă, da, merge... stai liniștit, ai cumpărat turbina asta... Bombo, să meargă 10 ani. Acela turbină de 2000 de cai, 2000 de cai faci cu ea. Da, nu. Nu așa funcționează. Da, nu așa funcționează lucrurile. Discutam de treaba asta. Cultura ne lipsește în secunda asta pe care vrem să o cultivăm. Da, păi cultura ne lipsește pentru că n-a avut de unde să vină. Acum la modul cel mai serios. Da. De unde să vină, cine să le explice, cine să le zică și pe lângă asta nici oamenii nu sunt cei mai deschiși în a învăța lucruri. Da. Pentru că, nu știu, poate iau... Foarte mulți dintre ei iau YouTube-ul sau Instagram-ul sau Facebook-ul sau ce naiba platforme de-astea mai există de socializare, să zicem așa, nu le iau în serios, nu intră acolo să învețe lucruri, intră să se distreze, păi, eu am să încercat, fie fan, să fie, știi? Și eu atunci... am încercat prin niște filmulețe, nu știu dacă ai văzut, la un moment dat când încă mai aveam un pic de timp liber, să fac partea asta de educare, despre ce înseamnă un motor, cum funcționează un motor pe benzină. Am făcut treaba asta. Cum funcționează, care sunt părțile componente, de unde vine puterea în interiorul motorului, cum se transformă lucru mecanic. Ce înseamnă temperaturi de ardere, cum e cu aerul. Exact, da. Ce înseamnă cuplu, ce înseamnă că ai putere. Da. Am încercat, în măsura timpului. Acum, eu sunt ferm convins că cu ele ai ajutat niște oameni și niște oameni au înțeles. Bă, dacă dar, la un om, la așa luminat, zic și eu, da, așa, măcar unul, știi, da, dar trebuie să fim mult mai mulți care să facem asta și iarăși oamenii să fie mai deschiși către a învăța lucruri noi, pentru că nici tu, nici eu nu ne-am născut învățați. Și eu când mi-aduc aminte la trecut am făcut niște greșeli penibile, de prost, așa e viața, trebuie să, știi, măcar să nu fii de două ori prost, știi, măcar să fii odată și din aia să înveți ceva. Inclusiv partea asta cu... compoundul. Da. Toate rezultatele, da, pe care le-am avut cu compound, eu le-am pus online. Pentru toată lumea, pentru tot publicul. Da. Faceți și voi. Faceți, corect, dar nu este... Nu este, un secret de stat. Nu e aroganță. Nu e aroganță. Băi, eu fac, am bani, voi n-aveți bani, nu puteți. Nu, uite, eu am descoperit o chestie, eu fac, faceți și voi. Hai să vedem, poate vine unul și zice, băi, eu am pus aici un Westgate care... face și ia aerul și îl transform. Bă, ia să încerc și eu la mine. Da, eu îl dezvolt. Adică... Eu sunt deschis tot timpul la discuții, dar... În limita timpului. În limita timpului. Da, discuțiile, știi cum e, îți fac plăcere atunci când vorbești cu niște oameni pasionați, mai ales oameni care vor să învețe, oameni care, știi, primești la atelier ucenici. Complicat. Așa, dacă vrei să vii în vizită, dacă vrei să veniți în vizită, vezi că mai vin oameni. Stau, le arăt garajul, le prezint mașinile, le explic ce facem, dar na.
în măsura timpului. Timpul este cea mai limitată resursă. Ți-am spus, dacă am ajuns să dăm noaptea pe conferințe, acum Luci n-o să supere că vorbeam duminică cu el, la ora 11:30 s-auzea copilul cum plângea, nevasta cum, păi ce se întâmplă? Stai că mai am conferință și am mai ținut încă 3 ore. E complicat. E complicat și ți-am zis, oamenii, din păcate, nu se gândesc niciodată la celălalt, știi? Adică întotdeauna se gândesc la problemele lor. Mi-a eliminat grupa mea în care eu câștigam. Da. Nu se mai face la Arad, se face nu știu unde, nu mai vreau acolo, vreau în partea ailaltă, știi? Adică mie nu-mi convine că trebuie să mă deplasez. Nu se gândesc niciodată la eforturile pe care le faci tu, la ce înseamnă familia care trebuie să te susțină în chestia asta, știi? Că zic, mulțumesc familiei. Păi mulțumesc familiei că m-a suportat să stau în conferință și că nevastă mea stat cu copilul când trebuia să stau eu cu copilul. Am doi copii. Doi, da. Ce să zic, mulți ani înainte, că asta cu replica cu să străiască, mai bine îmi dă unul cu o bâtă în cap când aud și prefer să nu o folosesc. Și de asta zic, adică oamenii niciodată nu se gândesc la ce eforturi face ăla, de ce le face, lasă că voi câștigați, știu eu că faceți voi bani cu biletele alea de intrare și vă scoateți voi și tu de asta stai la 3 noaptea să faci conferințe cu Luci, că și Luci are nevoie de bani și Dragoș de la Complet Chip are nețeans, pe Zoli nu-l cunosc, nu știu partea lui financiară cum stă, dar sunt ferm convins că nu face asta pentru bani, înțelegi? Și oamenii te judecă la rece așa, știi, fără să stea să... Da, eu le mai zic oamenilor și poți să spui și tu că eu fiind arogant, le zic oamenilor că cine vorbește de rău de mine, să vină să-mi zică în față și îi garantez eu că cu explicație logică își va schimba părerea 100%. Da, pentru că oamenii nu văd toate nimeni lângă tine să vadă și nu văd toate aspectele problemei, ți-am zis. Fiecare se gândește la el. Cumva e și normal, nu suntem altruiști acum și există și lipsa asta de cultură, care uite, de exemplu, la americani, Băi, la americani, îți povesteam. Deci ne-au contactat de la 1320 video, de at Racing Channel. Băi, ei au milioane de subscriberi. Și au spus în felul următor, bă, zic, vreau să filmăm lupă, Obimoto. Ea vor să vină din America, în România, ca să filmăm mașina. Da, e cumva... Da, pentru că au o cultură și știu ce înseamnă munca la o mașină. Adică este total altfel apreciată o mașină de drag în America față de... chiar toată Europa, aș putea spune, să nu România. Mm-hmm, dar suntem la început, eu sunt optimist și încrezător. Băieții spun că sunt prea optimist, dar eu așa sunt prea foarte nu, optimist. Nu, eu le spun oamenilor că noi suntem acum pionieri de vreo 20 de ani, toți suntem pionieri și tot încercăm să facem niște lucruri ok și avem avantajul că suntem puțini. Știi că fiecare din noi din comunitatea asta ar depune un minim de efort, situația ar sta total diferit. Asta e părerea mea. Clar. Dar fiecare zice, lasă că face ăla, face Daniel eveniment. Lasă-mă, ce să fac eu? Mă duc eu să-i promovez lui Silviu evenimentele să facă ăla bani și eu ce fac? Lasă-mă că nu-i promovez nimic, să-și promoveze el, mă, să plătească el, pe aia să-și facă, știi? Cumva la noi e mult egoism. Ca așa suntem noi, nu știu, așa... Da. Așa suntem noi, nu știu. Sper că o să trecem de... Să putem. Treaba asta. Să trecem. Ești pregătit de întrebări? Sigur că da. Hai să vedem. Avem jumătate de oră. Ai și tu unele? Dacă nu le-ai scris aici, îmi pare rău. Nu le citesc. Să nu mă întreb ce ulei să folosim. Da, mă, stai așa. N-am pus-o eu? Eu n-am pus nicio întrebare aici, pentru că nu vreau să... Ce? Nu știu, am uitat. Ce întrebare? Curse pe bani. Am trecut de subiectul ăsta de mult. Am crezut că am evoluat și că am trecut de partea de curse pe bani. Da, ai auzit vreodată de cursele pe bani legale sau ilegale în România? Băi, acum noi am fost cam peste tot. Și n-a fost niciodată treaba de bani. Au fost, așa mai suna unul, domnule, 10.000, ne dăm cu orice. Dar dacă chiar te duci la start, hai să ne dăm de fan. Da. Unde-i fanul? Că eu merg 3-3 ăsta 200 pe stradă. Unde-i fanul?
Da, deci cursele pe bani, așa cum spun, n-au existat niciodată în România. E un mit pe care cred că l-am spulberat de mult. Da, 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 exact. Adică eu am mai zis dar că... telefoane au fost așa, X, Y, domnule. Știi cum e, de la internet, tastatură, telefon, până la față în față se schimbă drastic lucrurile. Și nu vorbesc de lucruri fizice. Pur și simplu, când interacțiunea e se mai moaie șmecheria asta. Plus că avem cadru organizat acum la Drag, puteți să mergeți acolo, exact, să vă așteptăm pe toată lumea în... Nu e ceva... Cât costă oare înscrierea? Că uite, n-am vorbit de chestia asta. Cât costă să... Să te duci să te dai la Drag? Da. Nu este așa de scump. Da. Păcât, deci ai odată nevoie de o licență în cadrul Frasului, da? Okay. Care este 300 de lei. Da. Deci pur și simplu plătești la Fras. Plătești o taxă. La Fras, nu înseamnă că te duci, dai examene. Să... Nu. Nu. Da, ok. Ție o licență de pilot, da. Ok. După care mai ai nevoie de o asigurare medicală. Ok. Care este 100 de lei pe an. Adică, ok. Da. Da. Și după care mai ai înscrierea la evenimentul propriu-zis, care este 400-500 de lei, depinde la ce grupă te încadrezi. Ok. Deci... Plătești 300 odată pe an, 400 de lei, 100 asigurarea tot odată exact, pe an, da. Și după aia 400-500 de lei în funcție de la câte etape vrei să mergi, una, două, exact, trei... Da. Ceea ce este oricum un cost foarte mic față de alte sporturi cu motor din România. Dacă vrei să te duci la viteză în coastă, cred că, nu știu, 2000 de lei o înscriere. Probabil, da. Da, probabil, da. Sunt da, norme da. Financiare pe site-ul Fras, publice să pentru toată lumea acolo, să vadă exact fiecare la ce sport poate să... Să, da, să participi pe motorsport oricum este scump, nu e ceva care îl facem dar așa asta de nevoie. Este o sunt niște taxe mici. Da, e o taxă mică. O taxă mică, dacă mă întreb pe mine. De unde poți învăța în 2024 partea asta de chip tuning și cum ai început tu partea de chip tuning? De unde o poți învăța? Păi, fă cursuri. Există cursuri de specialitate. Nu știu să-ți dau un exemplu acum. HP Academy, da? Evans, nu știu ce, Tuning, adică sunt oameni. Cred că și TCM făcea la un moment dat ceva, dar nu știu dacă mai face. Îi plătești, te duci și te învață. Acum, partea asta este foarte importantă de știut. Nu poți să te apuci de softuri când tu nu ai un background despre... dacă tu n-ai auzit de Carnot, ciclu Carnot, în viața ta, nu te apuca de chip tuning. Ok. De ce? Pentru că bazele de funcționare ale unui motor, componentele din interiorul lor, tu practic în momentul în care faci orice modificare în soft, tu trebuie să-ți imaginezi, trebuie să știi ce impact are asupra componentelor și în ce măsură le modifici, ce modifici tu acolo. Dacă tu decât... dai de slider în sus, în jos, 30%, dai dăm niște boost și așa mai departe, nu o să iasă ce trebuie. Adică, mașina o să tragă poate mai tare, dar nu și sănătos. Da, trebuie să ai o bază de mecanică zdravănă ca să poți să te apuci de soft. Cine nu știe mecanică și face softuri, din partea face mea, ce trebuie. Nu face ce trebuie. Da. Bun. Mărirea diametrului evacuării, dar păstrarea intern și finalei stoc influențează negativ flow-ul? Mai zi o dată. Deci, mai zi o dată. Mărirea diametrului, ai scrie diam. Așa, mărirea diametrului. Se referă la diametru. Evacuării, dar păstrarea intern și finalei stoc. Intermediarei și finalei stop. Probabil. Deci noi trebuie să mai și deșifrăm. Da. Așa, influențează negativ flow-ul. Nu. Deci depinde de motorizări și anume. Cea mai bună evacuare pentru un motor turbo este nicio evacuare. Ok. Deci, nu poți să greșești supradimensionând o evacuare. Am făcut toate testele posibile, dar e o chestie logică. E o chestie fizică și anume, dacă chiar vrea să intrăm în detaliu, mașinile turbo creează presiune în felul următor. Înainte de paletul de pe evacuare, ceea ce se numește turbină, ai o presiune. Iar diferența de presiune între intrarea în paleți și ieșirea din paleți, creează turația paletului. Tu, în momentul în care ai presiune în spatele turbinei, tu practic
micșorez din eficiența turbinei. Deci, practic, cea mai bună evacuare este cât mai mare, cât mai free flow, nu ai ce să greșești. Ok. Părere despre catalizatoarele sport, atât din punct de vedere performanțe, cât și noxe și flow. Depinde de catalizatoare. Am montat catalizatoare. Aș pune și eu un catalizator, că nu mai pot cu Silvia aia cu miroase. Da. Mi-aș pune. Da. Deci depinde de catalizator. Sunt catalizatoare, nu știu dacă îți montezi unul la 50 de euro dacă faci ceva. Ok. Riști să-l spargi ceramica din el, să-l topești, să-l strici și să nu-ți iasă ce trebuie. Depinde și de puterea mașinii. Ok. Da? Dacă pui un catalizator, să spunem așa, performant, chiar și aftermarket, poți să-ți iasă la nox în continuare mașina. Depinde de, na, Euro 4, ți iese sigur. Depinde de... Ok. VR6 Turbo 2.5 TFSI, particularități, de ce unul și nu altul? VR6, adică 2.8 versus 2.8, 3.2, 3.6, toate sunt VR6. Da, 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 VR, motorul, da. VR-uri. De ce unele și nu altele? Păi, bigger, better. Ok. Da, adică un motor de 3.6 la 1.3 bar produce 770 de cai. Ok. Testat, probat. Un 2.0 TFSI ca să produci 770 de cai, nu poți. Okay. Pentru că ești limitat. Uite, din nou, o chestie foarte bună de spus tuturor oamenilor, și anume, este vorba despre cai pe litru. Tot okay. timpul, puterea se raportează la cai pe litru, nu la puterea absolută sau la putere per motor, da? Adică, un motor de 2 litri, indiferent de ce pistoane îi pui tu pe lumea asta, ce axe cu came, ce din carbon, orice, ajungi la o limită a carburantului, a benzinei de pompă, și anume rezistența la autoaprindere. Adică în momentul în care ai suficientă presiune, da? Sau prea multă presiune, nu suficientă, prea multă presiune și comprimi carburantul, se va autoaprinde înainte de scânteie și va produce detonații, adică fronturi nedorite de aprindere. Detonează, explodează, topește motorul. Treaba, da, că nu mai respectă timpul. Bun. Și anume, ai undeva la 300 de cai pe litru maxim ce ai putea să obții cu benzina pe care o găsești la pompă. Ok. Deci cam asta este, toată lumea ar trebui să-și imagineze, bă, motor pe benzină, more or less. Unele sunt mai puțin ca să mai ineficiente, altele trec un pic peste 630 de cai la un motor de 2 litri. Dar 300 de cai pe litru este un punct de referință pentru benzină de pompă. Deci dacă vrei să ai mai mult pe benzină de pompă, pui un motor mai mare. Este foarte simplu. Bun. Ce trebuie să schimbi pentru Stage 2 Plus pe un CDL? Pe mine m-a pierdut la CDL. Este un cod de motor de la 2.0 TFSI. Ok. Am un filmuleț în care am zis foarte în detaliu, unde se cheamă, cred că, 2.0 TFSI, probleme comune și rezolvările lor și soluții de tuning. Asta și e pe YouTube? Pe sau YouTube pe... și pe pagina noastră de Top okay. Motorsport. Intri la secțiunea video și scrie foarte, foarte clar ce trebuie. Îți trebuie admisie, evacuare, intercooler, upgrade la pompa de înaltă, supapă de retur. Ok. Și deja pe CDL-ul ăsta faci 330-50 de cai, depinde de starea mecanică și numărul de kilometri. Deci... De ce compound și nu turbo plus compresor? Păi, da. Da, e o întrebare bună, că a fost și asta luată în calcul. A fost și asta la... Adică a fost... Da. Păi, da. Okay. Compresorul este, să spunem așa, un, între ghilimele, parazit al puterii. Da? Practic, în momentul în care ai turbină, te folosești de gaze. Waste-ul motorului, gazele de evacuare, da? Energia gazelor din evacuare îți învârție turbinele. Și în momentul în care ai două turbine în sistem compound care se învârt la niște turații mici, pentru că într-un sistem compound, atenție, boost-ul nu se adună. Ok. Boost-ul se mulțește. Da? Pentru că tu ai acolo un raport pe 1 supra pe 2 la turbine. Tot timpul nu ai un adaos, ci înmulțești. Okay. Da? De exemplu, ca să vezi în ce zonă de eficiență rulează cele două turbine pe harta compresorului, da? Dintr-un 9 bari de boost, da? Faci radical. Adică ai 3 bari cu 3 bari, adică rulează la
un PR. Adică în loc, de 6 faci 9, cum ar veni, că e mulțire. Exact, okay. Da. Și fiecare turbină îți rulează pentru un boost de 2 bari, de exemplu, că se extrage atmosferic. Deci 2 bari cu 2 bari, cum ar veni, rulezi pe PR 2.0, 2.0, obții un boost de 6 bari. Pe PR de 3.0 cu 3.0 obții 9 bari. No. Adică este foarte eficient. Ok, față de compresor. Creezi boost ușor. Ia, compresorul posibil să meargă. Sunt câțiva care au testat. Am văzut și niște teste de-astea. Nu știu de rezultate. Ce au făcut, cât de fiabile au mers. Da. Dar ăla e și n-am cu curea. Deci n-am vrut compresor. Ok. Spațiu, da? Angrenarea parazită și... De asta nu ne-am... Dar ne-am gândit un pic. Okay. A fost o idee mică. Poți să încerci el, să vedem. Da, a fost o idee și inclusiv să luăm turbine electrice. Cum are, de exemplu, SQ7-le. Ok. 40 TDI, are și o turbină pe 48V electrică. Ne-am gândit la un moment dat să boostăm zona de 1000 de ture până la 2000 de ture. Electric. Da. Că nu sunt gaze acolo să-ți învârtă cum ar motorul trebui. Nu produce gaze, dar în momentul în care tu boostezi un motor de 2 litri și produci un bar la 1500 de ture, va produce gaze în evacuare ca un motor de 4 litri. Okay. Și va trezi turbina mai repede. Okay. Adică ai niște avantaje. Cel mai tare spor la podcast, poate un SOV la Skoda GT nu strică, n-am înțeles. Okay. Ar trebui să punem întrebarea tuturor invitaților, dacă se dă. Dăm, vă așteptăm. Stai cu rică. De la ce vine Dob Motorsport? Ce proiect ar vrea să înceapă pe viitor? Ce proiect? Păi el ai pe ăsta cu compound acum, nu? Mai ai altceva pe țeavă? Băi, trebuie să fii pregătit. Da, deci, să spunem așa. Planul, da, îți dai seama că există în toate direcțiile. Realist vorbind, pe partea de drag racing, următorul proiect ar fi un balaur de vreo 10 litri. Mă. 9-10 litri. Adică ajungem la dragster, cum ar veni, nu? Da. Dragster cu roți de alea mari în spate, cu... Da. Nu? Da. Așa, deci asta, nu? Un promod. Ok. Un promod, nu chiar dragster de lung de 7 metri. Okay. Dar în direcția asta. Deci asta ar fi 10 litri, 4-5 mii de cai, 6 mii de cai. Ce să faci, mă, cu ația cai? Ai întrebat, am răspuns, da, acum. Corect. De la ce vine Dob Motorsport, întreabă băiatul. De la ce vine Dob Motorsport? La numărul de matriculare, că era cu Dob. Exact, de la asta vine. Da, păi, na. La un moment dat m-am dus să aleg numere și am dat 7 variante ce numere să-mi aleg. Dob a fost... Nu erau disponibile primele 10. A fost asta cu Dob. Al 12-lea era cu Dob. Mi-a plăcut și a rămas. Oamenii Dob Motorsport mai vechi ai curselor de pe chei sau ai, nu știu, mașinilor modificate de pe stradă, știu că noi ne strigam între noi după numărul de înmatriculare, da, că nu știi tot timpul cum îl cheamă pe ăla și hai, Dobule, la start, Dob, vine Dob, sau Exaule, sau Haiule, sau cum așa era. Și de acolo a rămas chestia asta cu numele. Bun, facem drag racing la Sibiu, întreabă un băiat. Facem drag racing la Sibiu? Nu știu. Dacă îmi spune el, facem. Dacă nu, avem nu, o pistă. Nu cred că avem unde, da. Fierul, altă problemă cu drag racing-ul, de exemplu, îmi spunea cineva să facem drag racing la Brașov. Băi, la Brașov, unde ești la 1000 de metri altitudine, mașinile vor performa mult, mult mai slab. Diferența este mare. Deci eu prima oară când m-am dat la Brașov la King of Europe, pe etapă știu, de știu, acolo, a câștigat Iohas. Nu mi-a venit să cred cât de... slab merge mașina cu aceleași setări care mergeam la Tulcea, de exemplu. Iarăși experiența ai mai pus acolo o steluță, zis, bam. Bă, ce se întâmplă? Prima oară am crezut, s-a stricat ceva? Deci prima reacție, s-a stricat ceva, mai face bus mașina cât trebuie. Băi, ce se întâmplă? Și pe urmă am zis, da bine, na, asta 2011. Iarăși, da. Pac, la experiență. Da, plus unu. Plus unu. Va face un break de drag? Cât de nebun trebuie să fii să te apuci de un Polo dual motor? Îți fi nebun? E Lupo, de fapt. Nu e Polo, că mai este... Na. Păi... Nu știu. În ce stadiu de dezvoltare e sistemul
turbo compound pentru Lupo atinge așteptările lor? Încă nu l-am probat. Este 99% finalizat. Acum să vorbeam. Deci îl vedem în aprilie la Drag. Veniți la Arad, la Drag. Electricianul este la garaj, mi-a scris mai devreme. Băi, unde ești? Hai. Hai. Deci da, îl vedem în aprilie la Drag. Așa vreau, da. Ok. Așa vreau, da. Cât de multă atenție acordă suspensiei, geometriei și șasiului pentru Drag? Da. La, da, la tracțiune față, de exemplu, noi am pus wheelie bar. I-am pus un cărucior. Asta mă întreba și... un băiat. Doamne, de ce ăștia, mă, care exact merg față, au de la în spate, știi? Căruț. Căruț, da. Este foarte simplu, da? Deci este, tu ai... da. Este foarte simplu, eu da. Știu, eu, da. Ai, ai patru roți, iar da, în momentul în care pleci foarte tare, mașina va muta o parte din masă pe spate. Pe tine nu te ajută deloc să ai greutate pe roțile din spate. Că alea nu trag. Că alea nu trag. Nici nu împing. Te ajută să o ții pe față, astfel încât în momentul în care mașina o pui pe față și pui căruțul care oprește, oprește să se mai... Să... Da, practic, păstrezi toată... Mai multă apăsare. Exact, da. Soluții pentru putere pentru motoare aspirate. Au sens astfel de investiții în da, motoare aspirate? Ți-ai pui turbo. Da. Unu, trei, pui, trei pași simpli. No. Unu, pui turbo. Se pot, se pot. Depinde de aplicație. Adică dacă chiar vrei, poți să... Pentru că, în realitate, un motor performant este un motor aspirat performant pe care îl faci turbo. Ok. Da? Pentru că tu, dacă ai o eficiență volumetrică a motorului bună, el fiind aspirat, tu, în momentul în care îl faci turbo, ai numai plusuri. Dacă no, reușești să-i păstrezi un, un back pressure mic, ai mega plusuri. Da? Adică, okay, practic și un motor turbo, dacă îi dai turbina jos, un motor aspirat performant. Nu ești pregătit pentru următoarea întrebare. Hai să beau un pic de apă. Da, da, niște apă. Care este costul construirii unui garaj ca al lui, cu tot cu dyno și echipamente? Nu cred că ți-ai pus pe hârtie, că sunt lucruri pe care cred că le-ai făcut în timp, timp și da, le-ai uitat. Da. Dar la cât se ridică investiția acum, să zicem? Eu am fost acolo, mi-a plăcut ce am văzut. Nu știu. Acolo. 600 de mii, 700 de mii, probabil, nu știu, da. Oh. Există o rețetă optimă, fixă, pentru a întări fiabilitatea un 2.0 TFSI pe lanț? Deci 2.0 TFSI pe lanț este, există și este 2.0 TSI, gen 1, gen 2, gen 3 și chiar gen 4 acum pe Golf 8. Okay. Da? Deci depinde la care se referă. Soluția de fiabilitate, dacă are un gen 1 care consumă ulei, este să-i schimbe pistoane, să-i schimbe biele, că nu se mai potrivește bolțul. Okay. Deci pistoane, biele și devine un motor fiabil. Okay. Adică motoarele astea țin, să spun așa, stoc gen 1 și gen 2, 400 de cai și 550 de newtoni pe internet stoc. Da? Gen 3-ul de Golf 7 îți ține până la 500 de cai, am făcut noi 600 de newtoni pe motorul stoc ala long, da? Iar astea de Golf 8, momentan sunt la început, dar tot pe acolo trebuie să ține și ele 500-500 și ceva de cai. Și 600 de newton, că de fapt newton nu contează. Cât... Cele mai fiabile coduri motor 2.0 TFSI sunt cele cu B în față, pe curea? Cele mai fiabile coduri de motor? Nu. Ai răspuns mai devreme la întrebare, deci... Na. Gânduri pentru alte discipline tip circuit, coastă? Adică dacă ai tu să te dai în alte... Apropo de treaba asta... Hey, uite, a, uite, o întrebare bună. O întrebare bună, ca să deschidem... Da. Exact. Deci... Cineva te cunoaște, el este just another Andrei. Adică... Bun, și iată. Noi la Dob Motorsport pregătim foarte multe mașini și pentru alte competiții. Ok. Acum, din păcate... La multe din competițiile astea, unde contează coeficientul de putere, oamenii nu le prezintă. Băi, mi-ai făcut soft, dar nu trebuie să știe nimeni. Ok. Am 50 de cai în plus, dar nu trebuie să știe nimeni că am fost aici la tine. Ok. Deci avem 10 de mașini care rulează în campionate cu mititica ascunsă, okay, de soft. Deci,
Avem inclusiv și la partea de anduranță și pe... da. Întrebarea era dacă tu ai de gând să participi în alte competiții. Tu personal. Nu. Nu, doar la drag. Timpul rămâne la drag. Momentan, da, este... It's too much. Ai avea vreun proiect? Am răspuns la asta, cu ăla 10.000 de așa. De ce lui Pobimoto și nu cu un singur motor mai umflat? Asta am discutat în podcast. Da. Are omul și unul cu un singur motor, a avut și cu două, așa a văzut el atunci lucrurile, nu înseamnă că... Na. Așa, cum funcționează un sistem compound? Ai discutat, ai explicat. Da, mulțește boost-ul să... Da, da. Am explicat. Ce ne poți spune despre softurile Stage 1? Sunt sau nu off the shelf? Deci, întrebarea asta cu softuri off the shelf înseamnă că sunt niște softuri universale, a se vrea. Adică care, copy-paste. Da, sau... care merg, să spunem așa, generic pe orice mașină care are aceeași... Are aceleași componente, da, de fabrică, exact, adică facem, da. Stage 1, nu avem modificări. Eu am filtru KNN, ăla are filtru Piper Cross. Eu am, nu știu, da, evacuare. Aici nu știu de partea care... asta depinde de fiecare tuner în parte. Și asta ți-am spus. Sunt tuneri care vor să caută să se afirme pe stradă, da? Trăgându-ți de păr până la ultimul cal al mașinii, da? Chiar și software off the shelf, adică de la companii de renume, la americani vorbesc, de exemplu. Da. Și mai sunt companii Dob Motorsport care nu îl interesează afirmația pe drumurile publice, mă interesează fiabilitatea, mă interesează să ne afirmăm la curse, okay, da, într-un cadru legal, competițional și așa mai departe. Da? Acolo, da, putem să bubuim motoare. Că mai câte motoare am bubuit? Păi 50-100 la curse. Pe stradă niciun. Okay. Pe stradă nu mă interesează să le trag de păr. Au altă aplicabilitate. Putem să facem diferențiarea asta între mașină de stradă și mașină de curse. Avantaje, dezavantaje, TSI versus TFSI. Asta e o nomenclatură. TSI-ul este cu distribuție pe lanț, TSI-ul cu distribuție pe lanț, TFSI-ul cu distribuție pe curea. Personal aș prefera pe cele pe curea. De ce DSG și nu convertizor? Păi, în primul rând, nu există de la Volkswagen, sau există, e foarte slabă o cutie convertizor. Da, schimbă, DSG-ul e mai rapid. Adică, da, adică, da, ce să mai... Da, explicam și tehnic, dar... Mai sunt multe întrebări. Mai sunt multe, ok. O să mă iau om acum și zic, nu, l-ai lăsat, l-ai întrerupt. Da, l-am întrerupt. E podcastul meu și întrerup pe cine vreau eu. Dacă a avut vreun mentor în debutul său în tuning... Mentor. Nu știu dacă te... Mai am avut colaboratori de-a lungul timpului, să spunem așa. Da, am avut. Dar, să spunem așa, tot timpul ideile mele erau într-o altă direcție față de ce făceau oamenii, exact, pe care tu, da, îi urmăreai, ca să zic așa, da, și cu care, da, te sfătuiai. Da. Eu am vrut, oamenii vor un motor, eu am vrut două. Oamenii vreau o turbină mică, eu am vrut un balaur. Deci tot timpul... Da. Altceva. Ai un motor 2.0 turbat, câți bani se investesc la creșterea din 100 în 100 de cai? Da, nu știu. Adică dacă acum am 200 de cai și vreau să fac 300, cât mă costă și pe aia dacă vreau să fac 400? E bună întrebarea. Okay. Creșterea este exponențială. Da? Adică prima 100 de cai este ieftină, 2-3-5 mii de euro, a doua 100 de cai este 10.000 de euro, a 400 de cai și din ce în ce mai scump. Da? Deci, da, de la 900 la 1.000 de cai, mai bagi încă 10.000 de euro. Ok. E cum e aia cu secunda la 400 de metri, da, știi? E mult de muncă pentru o secundă, chiar dacă pare puțin, sau nu știu, 100 de cai. De la 800 la 900 nu pare așa wow, știi? Da, da. Ce studiare în domeniul auto și cum a ajuns în acest domeniu al motorsportului? Păi, studiile sunt legate de partea de facultate de fizică, pe care am făcut-o din pasiune. Adică și chiar eram elev dedicat acolo. Păi da, pentru că eu le spun oamenilor, da, că dacă sunt pasionați de ceea ce fac, când descoperă la școală niște lucruri care îi interesează, caută să afle cât mai mult. Exact, nu mă interesează, da, vine ăla și îmi zice că Ștefan cel Mare s-a bătut cu turci. Nu, mă, că e treaba lui, bătaia lui, mă, frate, nu e a mea. Da, da.
să fie sănătos. Dacă așa vrea el, se bată cu el. Se bată, mă, frate. Da. După ce modifici prima oară într-un soft, cum stabilești creșterea cai cuplu ca motorul să reziste? Asta depinde, e o întrebare generică, dar depinde de fiecare motorizare în parte. Da? Și, în primul rând, oricum, verificăm, să spunem așa, parametrii stoc de funcționare a mașinii. Adică să te asiguri că resursele sunt disponibile, da? Și în funcție de motorizare, ce acum resurse vin eu cu o întrebare pe lângă asta. Voi faceți acolo doar gama vag? Mai facem așa, 90% gama vag, da? Ok. 5% Mercedes, 5% BMW. Ok. Nu neapărat că nu ne-am pricepe foarte bine la Mercedes și la BMW, da, ci că ne place mai mult vagul. Da, adică, și probabil că ai nevoie și de scule specifice pentru Volvo, da, pentru... Nu, astea nu. Nu, adică nu. Zic așa, știi, ai nevoie deci parte și de alte... mecanică, parte de mecanică, okay, facem exclusiv pe grupul Volkswagen, da? Iar parte de soft, mai mult Volkswagen, BMW și Mercedes. Deci okay, cam astea. Dacă un motor diesel produce fum, nu e exagerat, poți să corectezi asta printr-un soft? Dacă se referă să-l repari, ceea ce n-ar trebui, se poate, da. Da, okay. Se poate, dar nu asta e o abordare. Da, okay. Adică abordarea este să-l repari, în primul rând. În primul rând, adică fumul produs, da, adică fumul produs să nu fie din cauza unor defecțiuni tehnice. Dacă fumul produs este dintr-un soft făcut greșit, asta se poate repara, cu siguranță, dintr-un soft. Da. Ok. Nu mai am trecut tot felul de prostii prin cap, dar le filtrez. Care e diferența dintre pops și burbles? De același lucru. Ok. Din ce resimte motorul. Ok. Deci motorul resimte același avans negativ și injecție de benzină. Unele sunt cu un avans mai scăzut, altele mai puțin scăzut și unul produce o explozie mai puternică în galeria de evacuare, altă mai confundată. Cât de periculos este pops and bangs pentru motor turbină? Este o întrebare foarte bună. Acum se numesc pops and bangs, nu se mai numesc rateuri. Poate că înainte când se numeau rateuri, te ducea cu capul la ceva, știi? Detonații, îmi okay, spun unii. Dom'le, face detonații pe evacuare. Da. Ideea este în felul următor. Orice lucru făcut moderat este bun. Orice lucru de care abuzezi nu mai este bun. Dacă îți faci pops and bangs pe un Golf 7, da? Și te apuci, mergi cu pops and bangs în mod deliberat într-una timp de 100 de kilometri, cu siguranță supapele de pe evacuare vor avea de suferit. Vor avea de suferit. Ghidurile, semeringurile, turbina. Da? Deci toate astea suferă în momentul în care tu produci. Pentru că, practic, pops and bangs-ul ăsta ce înseamnă în realitate? Înseamnă că tu aprinzi târziu în ciclu motor de funcționare, iar destinderea amestecului nu mai are loc în cilindru, ci în galeria de evacuare. Da. Deci, nu abuzați de el. Asta e. Sunt mașini care de fabrică au pops. Nu facem pops mașinilor la care nu putem să controlăm pops-ul, de exemplu, să-l facem doar pe modul dinamic, sau să-l limităm ca și timp. Adică ai la cerul în accelerație să facă pops 2 secunde, 3. Da? Dacă nu poți să faci face pops permanent și la fiecare decelerare ești într-un continuu pops, aia este o treabă nu așa bună pentru un motor. Da. Care sunt punctele slabe ale unui motor 2.0 EA 888 Gen 3? Gen 3. Păi, bun, aici e o discuție de o oră, dar nu este o problemă. Pe scurt, fii atent cum funcționează. Și asta e valabil pentru multe, nu numai asta. Deci asta e o discuție generală. Okay. Toți fabricanții de motoare 2024, motoare turbo pe benzină, singurul lor scop pe lumea asta este partea de noxe. Iar tratarea noxelor în detrimentul fiabilității este vădită. Da. Adică au pus OPF, o motoare pe benzină. Da. Variatoarele de la axele cu came lucrează la relanti în niște parametri, să spunem așa, între ghilimele, nu știu, tragi de păr, ca să explicăm pentru publicul da, larg. Da. Adică ei încearcă amestecul cu care rulează, este inclusiv în partea de boost, este extraordinar de sărac, da?
tocmai pentru a păstra partea asta de noxe. Eu dacă mi-aș lua acum o mașină 2024, primul lucru aș face stage 2. Pentru a-i mări fiabilitatea. Ok. Da? Deci îi mărești fiabilitatea. De ce? Pentru că poți să-i ceri ok, în detrimentul noxelor, da. Eu vorbesc, vorbim aici strict de vorbim de motorsport, da? Și de motorsport, da, okay. Nu de da. Poluare. Că în America nu contează. Băi, asta e altă discuție. Asta e altă discuție. Cum n-ai doar în Europa? Cred că aici s-a strâns norul ăla nasol. Fii atent. Exact, exact asta vreau să da. Ok. Fii atent. Mașinile de America nu au aceleași componente ca mașinile de Europa, Europa, când vorbim de... Da, deci evap emission control system, da? Preia gazele de vapor de benzină din rezervor și bagă în galeria de admisie ca să nu poluezi cu vapor de benzină în atmosferă. Mașinile de America au un simplu filtru în spate la rezervor. Păi stai, nu e același glob? E, nu, doar aici e poluare, aici. Europenii au poluat mult, domnule. Vorbim de americani. Și dacă vorbim de alte țări, acolo nici nu mai există noțiunea asta. Da, doar da? Aici, la noi. Noi suntem mai catolici decât papa. Deci toți parametrii de funcționare sunt făcuți în detrimentul fiabilității pentru a scădea cât mai mult partea asta de poluare. Cum crede că va evolua drag racing-ul România? Crezi că ești optimist. Chiar te-ai implicat în chestia asta. Și mă implic în continuare. Da. Deci chiar vreau să creștem. Recomandă motoarele VR5 și VR6 și cam cât de mult duc modificări? VR5 nu am făcut, a făcut Lucid de la Carsix unul singur, okay. Un VR5. VR6 am făcut destul de multe și din nou revenim la discuția cu bigger, better, cai pe litru. Mărimea contează aici, nu e ca la... Da. Este această ultima versiune a Lupo-ului? Se termină proiectul la 2 ori VR6? Vezi, da. Omul nu știe că... Băi da. Da? Se termină la 3. Se termină? Da? Adică că ai trecut la 36 acum. Păi da, 36 da. VR6. Ok, da, eu am VR6-ul ăsta, da, la mine e doar 2-8. Da. Ăsta este ultima... Ultima. Ultima versiune, pentru că am spus deja care ar fi next level. 10 litri, alt șasiu tubular, dar... Ok. Face și soft pentru motociclete? Nu, am făcut pentru ATV-uri. Am făcut, da, scos limitări de viteză, da. Ok. Ce părere are despre motoarele de pe Mini Cooper S până în 2011? Nu. Nicio părere. Nicio părere. Este gata Lupo până la prima etapă de drag, da? Da. De ce 1.4 TSI are atât de multe probleme? Vorbesc de cel care are, ce are compresor. Deci de ce 1.4 TSI? Eu am avut de nou Golf 5 1.4 TSI. Și n-ai avut așa multe probleme. Compresor, până la 80.000 de kilometri cât am ținut-o eu, da. N-am avut probleme. După care următorul proprietar a mers cu ea până la 200.000. Manual. A mers cu ea până la 200.000 când s-a rupt cureaua de distribuție și s-a împrăștiat motorul. Ceva, parcă... E pe lanță. Sau ceva, nu mai știu. S-a întâmplat ceva la ea, a strâmbat supape, s-a dus un piston, nu știu, ceva. S-a întâmplat ceva în motor. Da. Deci au niște probleme de fiabilitate legate de... primul rând, dacă sunt DSG de cutia de viteze, DQ207 trepte ambreiaje uscate, este cu okay. Minus, minus, minus la fiabilitate cutia aia, okay. Așa e proiectată. Da. După care ai niște minusuri la partea de distribuție care trebuie să o schimbi. Distribuția pe lanț se schimbă, dar nu e lifetime. Da, știu, nu e lifetime. Da. Și mai ai niște minusuri legate de partea asta de pistoane, care se mai pot sparge între segmenți. Tot așa, din niște exploatări software necorespunzătoare sau exploatări software stock. Nu, mașina era stock, nu avea niciun soft. Spre emisii. Mm-hmm. Da? Adică da, okay. În detrimentul fiabilității, da. Din nou, scazi. Se poate monta DSG-7 pe o mașină cu DSG-6? Și dacă da, ce implică? Mulțumesc. DSG-7... Ar trebui specificat că este un DQ500, 7 trepte, ambreiaje umede. Da, se poate, un swap pe care îl facem daily, cutie planetare, timonerie, electromotor și... Ok. Da, volant. De ce două motoare am explicat în podcast? Care sunt așteptările ca timp pentru Lupo? Așteptări, să ai niște așteptări. Te gândești la ceva. Băi, știi că povesteam... la început, cum fără lanci, da? Adică e mașina, te pui, accelerezi, parcurs 400 de metri, a mers 90. Ei, acum dacă fără lanci, da, mai dăm jos o secundă și
E bine. E bine. Deci cam asta are. Adică fără să ai, adică gen o setare minimă de putere, fără să o pregătești prea tare, să meargă 8-0 sau 7 secunde. Cam asta e target. Ok. Oră mai devreme de acolo. Salutare, câți cai face 2-0 TFSI cu K03 la stage 1? 240 de cai. O să bată timpul lui Dragoș complet chip? Vom vede. Cum și-a descoperit această pasiune? Am zis de la mașinuțe. Da, da. Cum a decurs drumul către succes? Ați spuneți că ți-a... S-a căzut din ce? Cu multă muncă, sacrificii, păi, bani, băgați. Muncă, 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 nu există nicio scurtătură pentru muncă. Deci nu există nicio scurtătură. Deci muncă și studii. Care este pragul de unde modificările mașinilor de stradă la motor devin prea exagerate? Da. În principiu, mașina de stradă mai mult de stage 2 nu i-aș face. Ok. Așa, pe o mașină de mers la piață. Da. Okay. Poți să, dacă e de weekend, deci dacă e daily, 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 stage 2. Aici m-aș opri. Ok. Ce înseamnă stage 2 ăsta la adică VAC? O admisie mai bună. Când zici admisie, te referi la filtrul sport? Filtrul sport în carcasă? Toată filtru, admisia? Ori filtrul sport în carcasă, ăsta e basic-ul, ori okay. O admisie completă de dimensiuni mai mari. Okay. Din nou, aici bigger, better nu există, da? Ok. Un upgrade la intercooler să ai okay. Oricine mai bună și eventual un downpipe mai permisiv cu okay. Catalizator. Cu catalizator. Cu catalizator sport sau sport? Sport. Ok, bun. Deci ăsta e stage 2. Lasă-mă că mai am 6 întrebări. Vai, extraordinar. Zi întrebare. Da. Hai, zi. Oamenii nu aud întrebarea lui, deci eu trebuie să o repet asta zic. Hai, zi. Stage 1, stage 2, stage 2 plus, stage 3, stage X. Da. Da. Până unde se întinde și care sunt diferențele? Da. Care sunt diferențele între stage-uri și, asta întreabă Marius, și până unde ajunge acest stage? Deci, 4, 5, stage 6? Stage 1, 2, 3, 4, toate astea este o nomenclatură. Da. Da? Ca să-și... Să fie mai simplu de explicat oamenilor. Da, poate imagina omul, bă, eu vreau un stage 1, eu vreau un stage 2, stage 3 deja e, adică e mai complicat un pic, ca mai multe modificări, costă mai mult, un stage 4 implică mai multe modificări, dar în realitate, practic, toate sunt niște build-uri custom, să le numim. Custom, da, 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 da. Adică tot ce e peste stage 1 sau 2 sunt, pentru că poți să pui din nou pe același stage 3 altă turbină, alte injectoare, alte, adică nu este o singură rețetă bătută în cuie, să o numești pentru toate mașinile stage 3 sau stage 4. Bun. Mai avem 6 întrebări și am terminat. Nu e problemă. Ei. E. Câte motoare termice în cap pe o mașină normală? Minim două. Câți cai sunt prea mulți? Nu există asta pe multă putere. Chiar nu există, adică e. Mașina care te-a impresionat cel mai mult? Nu, mă, nu, lasă omul. Mașina care l-a impresionat cel mai mult. Nu, ale lui, fără ale lui. Care te... Poate a văzut ceva la Santa Pod, nu știu. Sunt greu de impresionat. Ok. Nu am găsit ceva care să... Să zici, wow, da. Asta e. Ar fi, dar într-adevăr sunt chestii total extreme. Iar la Santa Pod o mașină care chiar mi-a plăcut și vreau să o aducem și în România. Ok. Un dragster cu motor cu reacție în spate. Ok. 20.000 de cai putere. Da? Iar în momentul în care a dat primul start, îți spun sincer că am zis că bă, vine peste noi, ne omoară pe toți aici, okay, explodează ceva. Lumii, da. Da, asta a fost senzația. Okay. Adică am zis, bă, ceva e în regulă aici, zic, așa trebuie să facă sau e ceva în regulă. S-a stricat ceva, da, okay. Și a explodat. Da. Deci, da, aia da, ea e... Ce timp făcea oare? 5 secunde. 5 secunde. Și mergea 550 de km pe oră. 540, da. 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 Deci aia e, da, este. Okay. Da. Vreau să o facem în România. Foarte bine. Am vorbit cu el să dea două runuri demo. Mam. Ce l-a făcut să aleagă platforma de Lupo și motoarele din grupul VAG? Platforma de Lupo nu este o platformă de Lupo. E un șasiu tubular. Este un șasiu tubular
gândit de la zero cum am vrut noi, le-am așezat cum am vrut noi, iar peste am luat caroseria de lup, am tăiat-o tot la exterior și a venit ca o carapace. Da. Deci carapacea respectivă poate să fie de orice. Da. Mașina poate să și Suzuki Swift, să o transformăm să fie, în orice. Da. Da. Am vrut noi lupo ca să rămână în grup. Că asta faci, vag. Vag, exact, okay. Da. Așa, și ultima întrebare a oamenilor. În cât timp ai asimilat informațiile pe care le deții acum? Ce te-a ajutat mult? Păi, tu dai seama că sunt mulți ani. Sunt 14 ani de când tot studiez la mașinuțe. 14-15 ani. Să știi că, contrar așteptărilor, facultatea te ajută foarte mult. Dar la ce mod? În momentul în care te duci la facultate, nu te duci acolo ca să reții toate informațiile pe care ți le predă profesorul, ci te duci ca să faci un exercițiu cu ce trece ție prin cap. Nu, cu creierul. Okay. Tu te duci la sală, da? Ca să pui mâși pe tine. E, asta are nevoie și creierul tău. Îl duci la facultate, participi activ acolo, da? Și metodele de rezolvare ale diverselor probleme te vor ajuta în alte situații. Da? Nu o să mă ajute pe mine, nu știu ce formulă de fizică, de particule elementare, astrofizică, aplicații sau... Dar metodele alea de rezolvare le poți transpune în alte probleme. Adică în rezolvările altor probleme, okay, pe care le întâlnești la motoare, la... Și până la urmă, na, tot ce ne înconjoară e legat de fizică. Da. Din păcate. Da, pentru... da. Fizica e peste tot. Fizica e peste tot, nu scap de ea. Mai ales la partea de motoare, unde e, nu? Fizică, da, și matematică, altceva ce să fie acolo. Da. Marius, mai ai întrebări, tată? Incredibil. Softul la Toyota nu face. Nu face nimeni, dacă îți vine să crezi. Nu face nimeni. Există doar piggyback la Toyota și asta e viața. Asta ce țin la noi, la Land Cruiser-urile astea, că na, noi avem mai multe probleme. Ia, spuneți, domnul Marius, spuneți. Dacă, da, Marius te întreabă dacă te-ai gândit să duci mașina în America și să le arăți oamenilor acolo și să vezi ce se întâmplă. Băi, a existat o discuție, sincer, dacă ne-am mutat cu Dop Motorsport, okay, în America, okay, rezultatele ar fi total altele, la alt nivel. Pentru cu siguranță. Se plătește altfel, se apreciază altfel și așa mai departe. Dar... poate doar cum am mers la Santa Pod, one în time. În vizită. În vizită, da. Ok. M-aș duce și în vizită la prietenii americani, care oricum sunt fanii noștri, da, declarați. Da. Vor să vină... Să vină la drag aici. La drag aici, da. Da. Deci, asta ar merge. Oricum, am în plan pentru anul ăsta din nou un Santa Pod. Ok. Să vedem când avem timp de el, dar... Hai că-s doar 4 etape la drag, le organizezi repede, nu-i problemă, pac-pac. Da. Mai faci niște softuri între timp, mai faci la mașina de curse, merge treaba. Atât de simplu. Eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp din timpul tău foarte prețios să vii aici și să ne explici lucruri. Da, sper că o să ne mai vedem la Stax, cu siguranță, adică o să facem și un episod cu Lupo, ca să vorbim acolo de ce în planetare, detaliu, da, în detaliu, cum ai făcut, cum aia, cât a ținut, cum s-a rupt, cum ai testat și cum ai văzut. Și ne vedem la Drag Racing, la prima etapă. Sigur, da? Vă aștept. Mulțumesc că ai venit și veniți și voi la Drag Racing, dacă n-ați fost niciodată, poate Aradul nu e atât de departe pentru voi, de ce nu putem să organizăm și pe alte aeroporturi? Păi am discutat inclusiv la și Băneasa. Și știu, aia te și întreb. Da, deci am discutat la Băneasa, acum câteva săptămâni, primul preț așa, da, e astronomic. 4 zile, 770.000 de euro. Ăsta e motivul, da? Adică, da, ok. Și alte rezista... locații mai sunt în plan? În secunda asta nu, dar dacă mă întreb pe mine, noi acum o luăm de la zero, ok, da, să nu zic minus 1, da, cu nivelul drag racing-ului, vrem să-l promovăm și promovarea asta vreau să ajungă inclusiv la crearea unei piste de drag racing în România. Asta ar fi, nu, da, este un lucru de nefăcut, dar cu implicarea noastră a tuturor, de la public, la asta, piloți, la, da, organizatori. Aici vreau să ajung. Da?
cu siguranță creăm un momentum de imagine al dragului, încât să atragem cât mai mulți. Și oamenii care contează, cel puțin din funcții de-astea de administrative și conducere, ar trebui să înțeleagă că drag racing-ul nu face altceva decât să mute pericolul de pe stradă într-un cadru organizat. Corect. Adică ajutăm niște copii să nu-și mai riște viața pe stradă, comparându-și mașinile în niște liniuțe, când poate să vină, dacă am avea o pistă, plătește acolo în fiecare zi, te duci, te dai, ai văzut ce timp ai făcut, o lovești de parapet, asta e motorsportul, dar măcar nu mai există riscul să faci lucruri pe stradă. Într-un cadru legal, legal organizat, toate țările civilizate au, trebuie să avem și noi, trebuie să creștem și noi și să fie bine. Deci, încă o dată îți mulțumesc pentru timp și pentru că ai venit și că ești deschis și că le spui oamenilor. Sper că am fost cât se poate de deschis cu toată lumea, întrebările. Eu le-am pus pe toate, eu consider că ai răspuns la toate, E greu, dar ți-ai secretară. Le răspund, primesc zeci de mesaje pe zi, răspund în limita timpului. Da, mi-e pare că nu reușesc să răspund tuturor. N-ai cum să mulțumești cu toată lumea. E complicat. Gata, Marius, taie.